Mulțumim, Damene and Brothers, vă mulțumim mult și vă mulțumesc mult că sunteți aici. Este un an aniversar de când am început podcastul, acum un an în februarie. Ne-am întors înapoi în studioul nostru, de unde am pornit. Aici ne simțim foarte bine că este acasă la noi, unde facem muzică, unde facem tot felul de nebunii. Vreau să vă mulțumesc tuturor că în ultimul an, cu aceste 52 de podcasturi, ne-ați urmărit, ne-ați iubit, ne-ați trimis o grămadă de mesaje. Am fost copleșit de atâtea mesaje, am avut diversi invitați și tot felul de invitați din toate păturile sociale și din toate mediile, și muzică, și doctor, și politicieni, și oameni foarte importanți și lideri de opinie. De-a lungul acestui an am reușit să vă inspirăm, sper, și din toate mesajele voastre mi-am dat seama că acest podcast are o misiune mai mare decât ceea ce mi-am propus la bun început. Mi-am dat seama că ajut foarte mulți tineri să-și găsească cumva o inspirație, să găsească motivație, să găsească niște idei și de foarte multe ori să fie cumva chiar obsedați de următorul invitat și de unul dintre invitați să ia ca un model de viață. Și asta, într-un fel, mi îmi pare bine. Am folosit cuvântul obsedat cum îl folosesc americanii, adică să nu considerați că e ceva greșit. Când am plecat la drum, ne-am gândit că cel puțin fiecare podcast o să aibă cel puțin 100.000 de vizualizări și am avut unele care au avut chiar milionul și mai mult. M-am gândit ca la un an aniversar să am un invitat foarte, foarte special pentru acest podcast live. Să vorbim diverse și tot felul de lucruri. Este o persoană pe care o respect foarte mult, pe care o știți. Este prietena mea foarte bună, o iubesc foarte mult. Este nebună, frumoasă, deșteaptă, inteligentă, dilie, cu capul, cum vreți. Eu așa o consider. Majoritatea oamenilor așa mă consideră și pe mine, dar sunt ok cu asta, îmi place mult tot de mine. Și am onoarea să o am aici invitată pe Dana Budeanu. Te iubesc. Și eu te iubesc. Bună seara. Seara bună. Deci unde mă uit acolo? Oriunde te uitai, știi, ești bine. Românii iubesc felul tot de a fi. Crezi? Da. Așa. Iubesc sinceritatea ta. Iubesc sinceritatea ta, poate, că nu o găsesc în altă parte. Pentru că nu o găsesc la ei. Exact. No. Sau poate că și-ar dori să o găsească în ei. Și știu că ești cineva care îți place foarte mult și istoria și oamenii de cultură, oamenii noștri care au scris. Și în psihologia poporului român de Motru și din psihologia poporului român de Drăghicescu în 1890 sau ceva, amândoi vorbeau despre acest lucru. Că dacă românii ar fi atât de sinceri cu gura deschisă mare, cu cât sunteți de sinceri înăuntru, atunci am fi un alt popor, total diferit. Da, pentru că suntem, cred eu, o nație foarte abilă. Că nu trebuie să fii neapărat cel mai deștept sau cel mai inteligent, că sunt două lucruri diferite, cel mai puternic, nu, cel mai frumos, nu. Trebuie să fii foarte abil ca să te poți strecura foarte bine prin viață. Și nația asta, așa cum este ea, inclusiv astăzi, când, și nu o să vorbim despre asta, dar am vorbit noi doi la început, când am ajuns, și astăzi este ușor speriată și am întrebat unde să mă uit atunci când aș vrea să transmit un mesaj foarte ferm pe care eu l-am transmis deja. Vă rog frumos să nu vă mai speriați și să nu mai ascultați și să nu vă mai uitați la știri. Da? Uitați-vă la noi acum. Au început și știrile în același timp, nu se uită nici dracu la știri, stai liniștit. Așa, uitați-vă la noi și trăiți. Tot ceea ce se întâmplă în general și tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei în jurul acestei nații, nu cred că a afectat sufletul românului în asemenea măsură încât al putea distruge. Eu nu cred asta. Eu cred foarte mult că undeva în fiecare este tot ceea ce în mine este afară. În fiecare există. Doar că s-au adaptat. Noi ne-am adaptat întotdeauna și ne-am salvat întotdeauna. Aie. Ca nație. Întotdeauna.
Întotdeauna. Vorbiți mai mult cu părinții, cu bunicii voștri și o să vedeți că, cum să spun, nația asta s-a salvat din orice. Cum? Și prin umor. Și prin nebunie. Și haz prin... de necaz. Bine, asta a fost una dintre caracteristicile cele mai importante ale acestei nații. Faptul că noi știm să facem haz de necaz. E foarte important. E foarte important să râzi, să te bucuri. Mă, de cât ai, de cât poți, de cât te duce capul, nu contează. Nu contează. Sunt oameni care n-au în percepția altora aproape nimic. De ce? Pentru că percepția generală a tuturor este materialul. Și pentru ei, oamenii care nu au bani sau nu au, mă rog, averi în general, sunt săraci. Nu sunt săraci. Da? Și acești oameni trăiesc în fiecare zi, se bucură în fiecare zi. Bă, și n-au nimic. Așa e. N-au nimic. N-au nici casă, n-au nimic. Și tu și eu am cunoscut oameni foarte bine financiar, da, care n-au nimic și plătește. Sunt extrem de nefericiți. Știi asta? Bineînțeles. Mulți. Pentru că nu are legătură. Pare o lozincă când o spunem. Nu e adevărat. Dar nu este așa. Nu ne naștem înconjurați de material. Ne naștem din această energie divină, cu toții, pe care o avem nelimitat în noi până murim și după, și pe care ar trebui să o accesăm în fiecare secundă. Și atunci n-am mai avea frică. Și atunci când nu ai frică, deloc, ești fericit non-stop. Dacă nu ți-e frică de nimic, dacă tu accepți tot ceea ce ai, cât ai, tot ceea ce simți, cât simți, nu contează. Cum să spun, am fost învățați să trăim extrem de supuși, că asta ne-a fost istoria. Nu mai știm, cum să spun, să ne asumăm nici măcar propria viață. Nu mai știm să fim noi. Nu, noi suntem adică, cred că ăsta este cel mai mare defect al acestei nații, și anume faptul că noi în continuu ne uităm aici. Crezi că sunt bine acum, aici? Sunt da, bine? Da, bine? Da. După aia mă uit aici. Sunt ok? Sunt în regulă? Tu crezi că sunt în regulă? Crezi că mă place lumea? Who the fuck cares? Tu ești tu. Dacă te place toată lumea, înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine. Și mai rău, dacă te place toată lumea și nu-ți place ție de tine. Nu, da, și dacă te place toată lumea, cum ar putea să te placă toată lumea? Înseamnă că noi toți am fi la fel, nu? Adică ce-ți place ție, îmi place și mie, îi place și ei, îi place și lui, niciodată. Nu ne plac aceiași oameni, nu ne place aceeași viață, nu ne plac aceleași lucruri, nu ne plac aceleași vacanțe, aceleași idei, nu știu, același orice. Nu ne placă, suntem diferiți cu toții. Noi toți ăștia aflați în camera asta, suntem complet diferiți unii de ceilalți. Nu ne potrivim la nimic decât la un singur lucru. Știți care e ăla? Iubirea. Aia te salvează, doar iubirea te salvează. Nimic doar la aia ne potrivim. Exact. Toți iubim. Toți iubim. E cea mai importantă iubirea. Toți iubim la fel. Toți iubim la fel. Nimeni nu iubește diferit. Și odată. Acum lăsați paranteza că nu o deschidem. Odată. Dacă am zis odată, e odată. Nu e de 100 de ori. Odată iubim. Adevărat. Nu mă interesează să mă contrazici. Așa e. Mulțumesc. Dacă ar fi să privești conducătorii și ce s-a întâmplat în România, las afară, că nu e treaba noastră afară, cu toate că și că noi suntem conduși de afară, exact, da, exact. Asta e un lucru pe care îl avem. Ne place să ne uităm în grădina vecinului, nu la noi. Nu, să stăm și să ascultăm. Așa. Cum se pare greșelile sau ce s-a întâmplat în pandemie cu conducătorii noștri și cu tot ce s-a întâmplat? Că mai e puțin. Uite, mai fie fost 3 zile și s-a terminat pandemia. Sau ultimul fel de Omicron care durează 3 zile. Data trecută eram în mijlocul ei. Exact, eram în mijlocul ei. Da. Cum zicea Dumnezeu să-l ierte pe Pechea, bine ați venit în mijlocul nostru. Mij, exact. Da. Bine ați stat în mijlocul meu nostru. Toată pandemia și al verdictelor mele. Așa. Ce vorbeam despre conducătorii? Da. Mi le-am exprimat des. Sunt arhicunoscute părerile mele. Nu am avut niciun fel de conducător. A fost o mizerie generală, absolut tot ceea ce a însemnat guvern și autorității în general au călcat în picioare pur și simplu oamenii. Nicio măsură pe care au luat-o nu a fost bună. A fost pur și simplu o bătaie de joc, o hemoragie financiară
cea mai mare delapidare, probabil din ultimii 30 de ani, nu cred că a mai existat așa ceva. Problema este că se continuă în această direcție a delapidării și, în general, a bătăii de joc față de oameni, pentru că oamenii se supun, după cum am spus, gratis, când voi ați putea să nu vă supuneți deloc, deloc, de mâine. Mi-a venit factura, nu o plătești. Dacă 5 milioane de oameni nu-și plătesc factura mărită, îți spun eu că de luna viitoare nu mai vine mărită. Și este un fapt care s-a întâmplat în foarte multe țări, cum a fost și în Statele Unite, secunda în care poporul american nu a mai fost de acord să plătească taxa de război. Punct, pa, la revedere. Și cu asta basta. Și ce s-a întâmplat, mă? Băi, a fost așa, s-au întâlnit așa repede de tot, toți, știi? S-au speriat așa, au făcut două, trei palpitații și au scos. Ce nu înțelege poporul este că noi suntem milioane și ei sunt câțiva. Bă, câțiva! Nu există, nu este nimeni să te mitralieze pe stradă atâta timp cât tu îți ceri drepturile fără revoluție, fără că nu trebuie să faci nimic. Bă, eu nu mă mai prezint, eu nu mai plătesc. Eu n-am ce să plătesc, eu am plătit taxe în acești ultimi 2 ani degeaba. Ce mi-a dat mie statul? Ce mi-a dat statul mie? În acești ultimi... Ce mi-a, stat? Ce mi-a dat? Vaccin? Păi eu nu mă vaccin, nu vreau să plătesc, vreau banii înapoi. Pe ăla. Am dat 2 miliarde jumate. Nu realizăm ce înseamnă. 2 miliarde jumate. Și n-avem de aia, n-avem de aia, n-avem de aia. Buget pe apărare. 3 miliarde, 5 miliarde, nici nu mai țin minte, numai miliarde. Și noi n-avem aia, n-avem aia, n-avem pentru ce? Cu ce ne luptăm? Cu ce? E vreun război undeva? Nu e. Ca să nu credeți că vorbim pe un paralel. Nu e. Ce vedeți voi la televizor e despre altceva. Nu. Și oamenii nu protestează. În ce sens? Tu nu trebuie să protestezi, că asta spuneam. Și am dat de enorm exemplu din Marea Britanie și din alte țări. Marea Britanie pentru mine e așa a doua casă și de ce. În locurile în care oamenii nu s-au supus, nu s-au supus. Că tu poți să spui, bă, de mâine trebuie să mergi cu capul într-o cască de astronaut pe stradă. Bă, dacă 70% nu merg, treci o zi, trec două și a treia o scoate. Asta înseamnă, supunerea nu înseamnă că ies, nu știu, înjunghi pe cineva, nu. Protestul se face calm. Revoluție în fiecare. Așa e. Eu am făcut-o pe a mea. Și am rezistat. Da. Și sunt o femeie. Și sunt singură, și am și copii, și etc. Și sunt, adică, nu mi-a fost frică nicio secundă. Da, da, tu poți, pentru că eu ce? Pentru că ce, mă? Asta e doar în capul vostru, este limitarea din cap. Păi ăla poate, mă, pentru că știi de ce se întâmplă. Nu e adevărat. Ăla poate pentru că vrea. Nu există. Ca mine au fost, o să râdeți, cred că milioane în România. Da, mă rog, răspândiți în toată țara. Și o trăie normal. Îi am pe aplicație. Știu, așa este. Îi am pe aplicație. Există oamenii ăștia. După pandemia asta, crezi că oamenii au învățat să fie conduși, controlați? Există un experiment care se face și l-a dat ăștia în clasele la Harvard, foarte mișto, cu o gorilă sau cu un elefant, care este dat atunci când e baby, mai mult ca sigur știi, și e legat cu un lanț de picior, da. de un stâlp. După care el, când crește undeva la un an, ăștia iau, când doarme, ia lanțul și îi leagă o cârpă, un kilot roz, mic, la mișto, da, sau o dantelă. Da. Și el, până la 30-40 de ani, cât de mare ar fi, la 5 tone, el nu poate să mai se miște pentru că e frică de dantela, pentru că a fost condiționat. Bineînțeles. Ce? Nu. Noi, oamenii, au trecut prin această mascaradă 2 ani de zile așa, pentru că așa au fost aduși în această stare în ultimii 15 ani prin intermediul internetului. Ok? Deci ei au fost formatați pentru a reacționa astfel. Cei care nu au reacționat cum ni se pare nouă că a reacționat majoritatea, că nu este așa. Nu tot globul pământesc s-a supus. Asta se dă la știri. Nu este adevărat. În majoritatea țărilor nu s-a supus nici dracu. Păi a fost cineva până America de Sud, să o ia America de Sud de sus în jos, să știe ce a fost. Nimeni. Prin Africa s-a supus cineva? Acolo, aia sunt și mai bine în America de Sud. Există astea, sunt niște bazaconii. Dar mă rog, faptul că ni s-au dat 3 exemple de țări de la spitalul de nebune, să nu înseamnă că asta a fost situația pe tot globul. Nu. Oamenii au fost educați ani de zile spre supunere. Păi dacă tu, ani de zile, ți-ai dat toate datele, ce ți-au cerut, tot, zic, ce să,
ei nu ți-au mai cerut nimic în plus acum. Un pic au apăsat pe accelerație, că erai condiționat un pic să te... Dar până la urmă, te-ai supus la orice. Eu nu cred că lumea s-a schimbat după acești 2 ani. În acești 2 ani noi am văzut nivelul la care umanitatea a ajuns. În ultimii 15 ani, nu cred că acum, dar acești 2 ani ne-au arătat... Zi! Că am uitat de noi. Eu nu știu cum, pentru că eu nu știu ce înseamnă să trăiești fără să fii. Eu nu știu ce înseamnă ca cineva să-ți spună când să respiri, cum să respiri. Eu nu știu, adică... Doar pentru că îți bagă frica asta în tine, foarte multă frică. Eu nu știu ce înseamnă frica și, doi, eu nu știu ce înseamnă să nu ți se trezească în tine absolut toate simțurile în momentul în care, tu gândește că ei nu s-au trezit nici în momentul în care autoritățile au pus mâna pe copiii lor. Au stat cu ei de mână și au așteptat cineva să-i strige să vină și cu copiii în mascarat. Nu se poate, adică ok, hai să spun, ai reacționat pentru tine, dar pentru copilul tău omori. N-ai cum să nu simți asta. Noi cum? Nu există. Înseamnă că acel copil este abandonat și am urlat asta, într-adevăr, v-ați abandonat copiii. Pentru că nu ți abandonezi copilul. Tu nu mai existi, mă, nu mai ești pe lume. Când Dumnezeu nu ne abandonează pe noi. Nu există. Nu. Nu cred că mascarada asta... Nu cred că a făcut ceva... Și au schimbat ceva dramatic în oameni. Așa erau oamenii. Așa erau oamenii, doar că au ieșit la suprafață, nu? Da. Multe lucruri de înăuntru nostru. Multe lucruri care, mă rog, zac acolo și cred eu că vor zace în continuare. Eu nu cred că... uitați, de exemplu, acum o să fie tema asta, mă rog, inventată iarăși cu războiul și etc. Și după aia e tema inventată cu încălzirea globală și etc. Și oamenii o să o ia ca atare. O să o ia ca atare și o să-ți vorbească. Și sunt preocupați de asta. Da. Și deja au început să-și calculeze și amprenta de carbon și își arată vecinii cu degetul prin bloc. Uite-l pe ăla aruncat. N-ai aruncat separat astăzi? Păi n-a aruncat separat, imbecilule, pentru că gunoiul ajunge la aceeași groapă. Și în mașină e amestecat. De ce a aruncat separat? Vin 3 mașini de gunoi dimineața, în fața blocului. Vine unul de plastic, unul de fier sau nici naiba, nu suntem, nu suntem la nivelul ăla, nu suntem... Sticlă. Da. Nu, atenție. Nicăieri nu există asta. Da, corect. Decât dacă tu te duci la niște centre de reciclare că ai vers pe pereți, nu s-o ce nimeni, și arunci tu sticle nu știu unde, care... atât. Nu există mașină de gunoi care vine separat pentru sticle nicăieri pe glob. Însă, peste tot pe glob, există tomberoanele separate, da, care sunt vărsate tot în aceeași mașină. Ce să le... Cu cine să vorbești? Cu ăștia care halesc asta? Ce să le explici lor? Despre Dumnezeu? Și mai nou, astăzi o să fie cum am primit și eu o grămadă de telefon, am plecat acasă la 6:30, am avut de oră întâlnire și până ajungeam cineva, păi ai auzit? Ce? Cu fața de asta? A început războiul. Nu. Unde, la noi? Nu, în Ucraina. Păi și dacă nu e la noi război, nu sunt alte țări care sunt... A fost în Serbia război atâția ani de zile și nu i-a afectat pe nimeni sau în alte părți. Sunt război în toate părțile, dar nu înseamnă că o să pățim noi ceva. De ce e frica asta? Pentru că este implementată prin media, care asta face, iar oamenii se uită încă la televizor. Acum, în momentele astea, nu se uită, dar în general se uită la televizor și cred. Chiar dacă au fost mințiți, pentru că asta spun, ei nu s-au formatat în ăștia 2 ani. Nu, că și ăștia 2 ani s-au uitat la televizor, da? Au nu. Fost pregătiți de ani de zile. Au fost pregătiți de ani de zile să halească. Gândește-te că mintea lor a fost programată că fake news-ul, atenție, e ce nu-ți convine. Fiecăruia. Deci, fake este ce nu-ți convine. Ce nu-mi convine mie. Ce nu-ți convine ție e alt fake, ce nu-i convine ei e alt fake. Dar sună extraordinar. Și atunci fiecare și-a luat termenul ăsta și l-a adoptat și în momentul în care s-a întâmplat mascarada asta, fiecare a făcut selecția singur. Eu îți văd fața, care este șocată de întrebări, eu știu. Nu. No.
Hai să zicem așa ceva despre dragoste. Deci astăzi este Dragobetele. Da, azi e Dragobete, mă, dar ce ne-am nimerit. Și despre Valentine am înțeles că nu e o părere foarte bună. Păi avem Dragobetele, nu știu de ce trebuie să ne mixăm. Noi totul trebuie să facem cu americani. De ce? Da. Cu rușii n-avem voie. Nu, întreb. Cu cine avem? Mai avem voie și cu alții? Nu cu americani și cu rușii, cu alții. Sărbătorești Dragobetele? Nu, normal. Sărbătoresc copiii. Ce vrei să mă întreb exact, de fapt? Păi nu, asta, nu, dacă sărbătorești. Nu sărbătoresc, nu. Nu? Nu. Nu sărbătoresc Dragobetele. Dar, cumva, în mintea mea, aceste sărbători au foarte mare legătură cu viața de la sat, pe care am studiat-o foarte mult și despre care am citit foarte mult și care a fost superbă, dar încă mai este în anumite zone din România. Una dintre aceste zone, și asta știți sigur, este Maramureșul, unde toate tradițiile acestea se păstrează și oamenii, la propriu, trăiesc cu ele încă. Știți, pentru oamenii ăștia, de exemplu, ultimii doi ani n-au existat. A fost la fel. Ei nu au trăit această mascaradă. Ei au trăit liberi. Ei nu au vorbit despre asta. Pentru că ei, de exemplu, astăzi, când cei din București și din alte orașe șmechere, în ghilimele, gen Cluj și etc., evoluați cum ar veni, n-am nimic cu cei din Cluj, Doamne ferește, am cu administrația în general a acestui sat, în timp ce oamenii din orașele sanchi evoluate vorbesc despre războiul închipuit, ei sărbătoresc Dragobetele, iubirea. Adevărat. Ceilalți se uită și mai monitorizează 3-4 filmulețe de pe YouTube sau de la nu știu ce știri cu ce magherniță de nu știu la ce graniță a mai explodat. Bărbatul din viața lui Dana Budeanu e un bărbat care crede în Dragobete sau în Valentine sau nu? Nu e și nu va fi niciodată unul care crede în Dragobete și în Valentine's Day. Cum? Eu cred că, nu știu, și dacă ar crede, n-ar mai crede. N-ar mai crede, nu? Nu, seama. Nu cred. Nu, cred că este, nu, n-am nimic, adică eu știu că faci referire la chestia asta, că eu râd foarte mult de acești mafioți și de fătălei în general. Fătălei și mafioții sunt aceia sau sunt separați? Nu, toți mafioții sunt fătălei. Am înțeles. Da, ei cred că sunt mafioți, eu îi numesc mafioți, dar ei de fapt nu sunt. Mă rog, și da, râd foarte mult de toate aceste apucături pe care eu le numesc de femei, pentru că una este, mă rog, îi duce o floare soției, iubitei, etc. By the way, poți să-i duci în fiecare zi, nu trebuie să aștepți Dragobetele, dacă e, nu? Nu cred. Cred că toate lucrurile acestea se opresc la o anumită vârstă, totuși. Și după aceea mai evoluăm, că poți să faci și alte lucruri de Dragobete, nu trebuie să sărbătorești cu inimioare și etc. de Valentine's Day, dar, repet, ne place tot ceea ce vine din America. Da, e altceva, e cu roșu. E super trendy. Da. Zim cel mai puternic masculin gest pe care un bărbat ar putea să-l facă sau ar trebui să-l facă din dragoste. În general. Da. Sau cum ți-o pare ție, adică care ar fi un gestul cel mai puternic? Să-ți dea senzația permanentă că nu are ce să ți se întâmple rău. Doar pentru că ești lângă el. Atât. Deci vorbim de lucrurile la care vorbesc psihologii, că femeia de acum 20.000 de ani, primul lucru care caută la un bărbat dacă începe să zâmbească, înseamnă că se simte safe aproape de el. Pentru că el poate să o protecteze. Asta este instinctul inițial. Acest sentiment pe care toate femeile ar trebui să-l aibă lângă bărbatul cu care sunt, este de fapt ceea ce definește femeia în sine. Chestia asta cu independența feminină, cum noi nu avem nevoie de bărbați și că ai vers pe perete, sunt niște credinisme. Nu ești femeie în secunde. Nu există femei care nu au nevoie de bărbați și bărbați care nu au nevoie de femei. Nu există asta. Da? Deci nu, ai nevoie de bărbați sau transformă-te, că acum ai văzut că e liber, nu e nicio problemă.
E chiar mișto. Da. Nu. Cred că ăsta este sentimentul care naște și care poate declanșa în absolut toate femeile femeia în sine. Cred că nu există alt, nu știu, sentiment mai puternic. Și asta înseamnă forța unui bărbat. Astăzi, pentru femei, în general, înseamnă altceva, dar mă rog. Înseamnă supunere și bani, atât. Da. Bărbatul trebuie să fie supus și bogat. Care este cel mai nebunesc gest pe care l-ai făcut din dragoste? Ah, stai să mă gândesc. Vezi câte multe am făcut? Am făcut foarte multe. Cel mai nebunesc. Am așteptat mult. Asta chiar e un gest adevărat bune pentru bărbați. În momentul în care aștepți și am un saying, suntem puțin americani, ai văzut că de fapt suntem cu americani. Așa, că în rusă nu știu. Am o vorbă așa, că nimeni nu așteaptă să fie iubit. Ești sau nu ești iubit? Nu este vorba despre această așteptare, dar cred eu că una dintre cele mai mari greșeli pe care oamenii le fac este să treacă pe lângă sufletul pereche și clipa în care simt 100% că acolo este, de frică, bineînțeles, și să nu aștepte. Cred că asta este greșeala pe care o facem față de timp, crezând că l-avem pe tot. Și de fapt, timpul este ceea ce nu avem. E limitat. Ce mișto ai vorbit aici. Doar timpul este limitat. Noi nu suntem limitați. Da. Și pentru un bărbat e adevărat asta cu... Pentru unii bărbați, nu știu, eu pot să mă regăsesc în asta. Asta cu așteptatul contează foarte mult. Da. E poate cel mai important gest. Adică o femeie să îți arate că te așteaptă e incredibil de puternic ca gest. Foarte, foarte puternic. Cred că... Pentru că până asta îți arată, după părerea mea, iarăși spun, răspuns la răspunsul tău, îți arată dragostea cu adevărat. Și cred că mai este o diferență între femei și bărbați din acest punct de vedere al așteptării. Bărbații nu trebuie să aștepte. Doar femeile așteaptă. Bărbatul apucă, nu așteaptă. Femeia stă, așteaptă, te așteaptă. Bărbatul apucă. Dacă n-apucă, așa a fost de când a fost e lumea și pământul. Da. Înseamnă că e ceva neregulă cu el. Nu e bărbat. Da. Și noi suntem, îi stăm în drum. În alt drum, al lui. Crezi în sacrificiu într-o relație? Adică ar trebui doi oameni să stea împreună dacă lucrurile nu funcționează doar pentru copii, familie și pentru... Nu, prostii. Și îți dai seama că nu funcționează din prima secundă. Astea sunt tâmpeni. Chiar dacă ajungi, după aia te însori, faci, drești, te măriți, tu știi că nu funcționează. Pentru că nu simți. Chestia aia se simte o singură dată în viață. Acum eu știu, dar nu o să plecați sus de acasă acum, că nu e nicio problemă. Asta este, mai rezistați. Că majoritatea nu simți și stau acolo. Dar cu toții și uite acum, chiar ieri, dar mie mi se întâmplă foarte des asta, intru în contact cu astfel de oameni care ajung să trăiască atât de minunat. O prietenă apropiată îmi spune, știi ce? Nu știu cum să zic, sunt, nu mai spune, mă, în sfârșit ai făcut marele pas, lasă-mă, că de unde știi? Păi știu că eu ți-am spus acum 5 ani, ai făcut până la urmă, și ce se întâmplă? Și îmi spune așa, și este aproape ca, nu știu, a 10-a persoană din 2020 până astăzi, este un lucru foarte important acesta, pentru că noi în 2020 am intrat într-o schimbare de decadă, eu nu sunt nici astrolog, nici mama Omida, nici nimic, vorbesc liber cu Damian. Cine nu înțelege să închidă, să uite la război. În 2020 noi am intrat într-o schimbare de decadă fenomenală, fantastică, ok? Toate lucrurile pe care din 2020 până acum, pe 22, a doua, 2022, le-am ales, le vom trăi 20 de ani. Ei, în această perioadă, ca asta vreau să spun, că nu vreau să vorbesc gratis tema asta, că n-are sens, dacă vrea cineva, închidem și după aia donăm și vedem, ca să știți pe ce planetă sunteți, că nu știți. Din 2020 până acum, cred că peste 10 persoane mi-au spus
am plecat de unde eram, din viața pe care o aveam și m-am întâlnit cu ăla cu care am intersectat eu odată și într-o parcare eram și păi cum, nu ne-am întâlnit din nou și păi și tu atunci în parcare când ai simțit, păi da mă, dar era vecinul meu, mai miu și am zis eu că ce, că n-are cum să fie. Ce vreau să spun prin asta este, în primul rând că mă rog, acum este, a fost deschis un portal foarte puternic și de aia s-au întâmplat. Vreau să spun că toți oamenii de pe pământ simt când acela sau aceea apar. Atenție, toți oamenii, nu contează din ce mediu vin, ce pregătire au, etc. Ei simt în secunda aceea și amândoi simt în același timp. Doar că majoritatea merg mai departe și trec pe lângă. De aceea când vă întrebați când o să apară și mie sufletul pereche, când o să te oprești, atunci când simți și o să mergi mai departe în adevăr, că dacă voi mergeți mai departe în compromis și în frică socială, financiară, mergeți înainte și asta e. Nu, tu ai simțit, dar a rămas acolo. Și te gândești în fiecare seară, te-ai culcat, ai închis ochii și te gândești la asta. Mă gândeam să-ți cântăm ceva pentru Dragobete și pentru de dragoste ceva. Băieți, facem, băgăm o Mona? Cirel, Poche, Mihai și Piții. Trupa de Mare Brothers. Mulțumim, Dana. Eu mulțumesc. Avem și câteva întrebări, dar mai continuăm noi cu discuțiile și pe o să punem și întrebările. Spune și nouă ce părere ai despre generația Alpha. Sunt foarte mulți dintre copii care te urmăresc. Știi foarte bine, pentru mulți ești un exemplu. Și cum vezi tu generația Alpha? Adică sunt copiii ăștia născuți după anul 2010. Ai și millennials, dar mă refer la ăștia de 2010. Deci după 2010, deci după ce s-au născut fetițele mele, cum ar veni? Ce chestie că m-ai întrebat asta? Pentru că lucrez la ceva fantastic pentru generația Alpha. La ceva care sper să-i salveze pentru mine, foarte mulți copii din această generație
n-au avut copilărie și cred foarte mult că nu contează dacă au ajuns la vârsta liceului acum. Cred mult că o pot recupera. Sunt, după părerea mea, copiii care au făcut cumva tranziția dintre cei care au avut copilărie și cei care nu vor mai avea niciodată copilărie. Această generație alfa este generația copiilor crescuți cu foarte puțină iubire fizică. E foarte importantă iubirea fizică. Sunt foarte importanți bunicii și părinții. Sunt copii crescuți pe net. Am vrut să spun ceva mai dur și m-am obținut. Sunt copii crescuți fără niciun fel de reper. Ei cred și sunt nevinovați în această situație. Ei cred că reperele, într-adevăr, sunt cele de pe internet și de pe social media, adică dintr-o realitate virtuală în care ei nu există și în care nici reperele lor nu există. Sunt copii care au un potențial incredibil și vorbesc în cunoștință de cauză pentru că am două fetițe adolescente cu care vorbesc infinit. Nu știu, cred că ore întregi pe zi. Și poți să abordezi orice subiect, atât de inteligente sunt. Bineînțeles și deschise și nu sunt copii, adică am spus-o de foarte multe ori și vreau să o repet. Ele nu au telefon. Ele nu stau pe internet decât atât cât au nevoie pentru școală. N-aș vrea să le despart cumva într-o categorie aparte, dar vreau doar să vă spun că acești copii și mai sunt alții ca ele s-au salvat. Lucrez la ceva, mă rog, foarte dificil, dar care sper că a pus așa together să-i salveze real, pentru că sunt foarte, foarte mulți copii și pe aplicație. Și asta mi-a dat o speranță imensă. Copii care și-au dorit să meargă la școală în ăștia 2 ani, care m-au implorat, copii, studenți, m-au implorat să fac ceva ca școlile să fie deschise, care scriu mesaje superbe despre profesori, despre bunici, despre cum mergeau ei când erau mici și se jucau. Copiilor acestora le este dor de copilărie. Ei fiind copii acum? Ei fiind copii acum. Ei nu înțeleg încotro merg, pentru că s-au pierdut pe net. Sau, iartă-mă că intervin aici, după cum vine, vezi și observi la ce se întâmplă și la ce a fost anunțat în ultimele 4-5-6 luni de zile, așa cum ai spus mai devreme cu televizorul, cu ultimii 15 ani, ei sunt pregătiți pentru ce va urma, cu metaversul și cu partea de macro-realitate. Ei sunt pregătiți doar pentru asta și atunci majoritatea părinților pe care eu îi consider vinovați 100%, nu îi mai pot aduce înapoi în momentul de față. Pentru că pentru ei realitatea este aceea. Tu ca să-i aduci înapoi, trebuie să-i crești din nou și să recuperezi 14-15 ani în câteva luni. Asta nu merge decât cu intervenție terapeutică cu psiholog și cu accesarea subconștientului și sunt o grămadă procese, da? Și nici atunci nu reușește. E foarte greu să faci asta. Cred pentru că și-au pierdut copilăria, de fapt. Și-au pierdut și cred, eu totuși sunt foarte, mă rog, eu sunt o idealistă și nu cred, eu nu abandonez niciodată, sunt, adică lupt până la sfârșit și eu cred că acești copii se pot salva singuri. Ei nu mai pot fi salvați de părinți.
ei se pot salva doar singuri, spunând stop pur și simplu într-o zi. Eu le spun mereu și le-am spus și fetițelor mele de când erau mici, mami. Pentru că, de fapt, când auzim noi marea propoziție cu da, mă, dar și anturajul-i de vină. Ce, mă? Anturajul-i de vină dacă tu de acasă n-ai o bază. Când ai o bază, pleci oriunde și faci față la orice. Și ai discernământ, că asta înseamnă baza. Ai discernământ. A, nu spune nimeni. Stai și cu un anturaj mai așa și cu un anturaj mai ok. Dar poți să faci față cum... Poți să faci față pentru că ai baza. În orice context, da. Nu dați vina pe anturaj. Copilul nu are baza de acasă. De-aia ajunge influențat de anturaj, da? Însă, eu le-am spus mereu copiilor așa. Mama, în momentul în care ți se pare că începi să semeni cu cineva, că de aici începe pericolul, că începi să semeni cu cineva la orice și la Adidas. Ceva nu e în regulă cu tine. Ai ajuns acasă, ai schimbat. Noi nu avem cum să semănăm cu ceilalți. În secunda în care tu simți nevoia să te integrezi din orice punct de vedere, într-un grup, într-o turmă de oi, din secunda aia tu nu mai ai nicio șansă pe această lume. Pentru că singura șansă a fiecărui om pe această lume este să fie unic. Alta nu există. Așa am fost lăsați. Da. Nu este nimic special. Nu poți să fii altul pentru că deja toți ceilalți au fost luați. Tu în secunda în care vrei să semeni cu oricine, în secunda aceea ai ales să nu mai fii tu. Și doar ca tine nu poate să fie nimeni. Avem noi la noi, să dau un exemplu, la noi în cultura țigănească și la romi, avem un acordeonist foarte bun, care el e foarte bun acordeonist, și avem mii de copii de țigani care urmăresc să cânte exact ca el. Și nu ca ei. Da, nu ca ei, ca el. Și ei n-au nici fel de personalitate și toți sunt niște roboți care cântă, limită după YouTube, după astea, da. Și cântă exact ca el, dar ei n-au nici fel de personalitate. Sunt mii de copii să chinuie, da. Câte 10-15 ore pe zi, să cânte ca el ca să fie dar știi o copie. De ce? Pentru că acelui copil, de mic, nu i-a spus nimeni că este perfect așa cum e el. El poate să fie perfect doar dacă e ca ăla. Nu, exact. Așa i s-a spus. Da, părinții îți spun de când ești mic. Verișoră, tu cum poate, mă? Cum are mă ăla numai 10? Numai tu din toată clasa n-ai. Numai tu. Uite ăla cum ce poți să stare. Uite ăla ce de când are 2 ani? Tu vezi vreun copil care se tăvălește în mocirlă ca tine? Mergem acasă. Gata, e ultima dată când ai venit în parc. Stai mă puțin, dar copilul poate nu contează, nu? Adică chestia asta cu trebuie să fii ca altul implementează la propriu un subconștient. Acum o săptămână vorbeam cu ei la o repetiție despre faptul că majoritatea dintre noi am fost crescuți și nu numai noi la țigani, și la români și toate părțile, generația cea de înainte de Ceaușescu, adică înainte de Revoluție, unde și nu îi învinovățesc pe părinți, pentru că am citit și am făcut atâta progres încât să înțeleg că ei doar atâta știau, săraci, la momentul ăla. Așa știau. Și cum mi-a spus o dată cineva foarte tare din Israel, mi se pare că s-a mai spus, mi-a spus, zice, nu-i judeca, pentru că ei n-au știut dragoste necondiționată. Acum că tu știi, de mai departe dragoste necondiționată. Dar le spuneam și lor că și modalitatea prin care noi am fost motivați să studiem nu a fost, adică muzică, da? Da, să în primul rând stăteai în casă și spune, mamă, mare palmă, oprește, că te uitai la cineva care juca fotbal și trebuia să studiezi. Nu era, mamă, pune-și tu mâna și studiază, mămico, că o să ajungi bine și o să cânți pe scenă. Până mea studiez că o să ajungi la pușcărie și ne-ai văzut ăla altul cum a ajuns și ne-ai văzut cu tare. Dar dacă nu studiezi, nu o să faci ca ăla, pleacă la... Adică totul era prin, nu prin motivația aia pozitivă, totul era pentru un mesaj negativ. Și acum de multe ori, am să spun ceva, stăteam și mă gândeam, bă, dar de ce n-am chef să studiez? Știi ce n-am chef să studiez? Că nu mai am cum să ajung la pușcărie. Da, pentru că nu mai sunt sărac și n-am cum să ajung la pușcărie să mă o să fur și de-aia. Și doar în momentele, eu mi-am dat seama, îmi creez o stare anume încât să nu fiu bine ca să pot să studiez. Pentru că eu m-am învățat cum și ei să studiez din frică, nu din dragoste. Da, și pentru că motivația, ambiția fiecărui om nu vine niciodată din relaxare, n-are cum. Iar banii asta fac. Banii te transformă într-o legumă din acest punct de vedere. Ok?
Deci atunci când credeți că banii aduc fericirea, nu, ei aduc... O relaxare și doar un confort. Aduc, de fapt, mediocritatea, pentru că relaxarea în asta te duce. Senzația că ai nevoie de bani pentru orice, pentru a fi orice, pentru a simți orice, este, de fapt, dorința transmisă către creier, care ne este transmisă non-stop, aceea că, bă, doar dacă sunt și eu relaxat, mă, bă, când o să ajung și eu relaxat, atunci chiar o să pot să fac lucruri, da, mă. Da. Că așa eu am probleme, mă, vine întreținerea, nu știu ce, și n-am cum, mă, să, adică, n-am, păi, să vezi, adică, de fi relaxat, ce muzică, să vezi ce muzică compun când o fi relaxat. Nu mai faci nimic. Păi Mozart era relaxat? Le râgău aia cu bâta. N-avea un să stea, n-avea ce mânca, etc., etc., etc. Știi câți ani mi-a luat să-mi dau seama de ceva care ai spus acum un an în podcast și tu cunoscându-mi în viața mea, câți ani mi-a luat să-mi dau seama că de fapt eu totdeauna mă pun în situații ca să o iau de la capăt, ca să pot să îmi dau reset, tocmai de aia, să ies din zona de confort. Normal. Da, și o fac subconștient fără să-mi dau seama. Pericolul cel mai mare al tuturor oamenilor, da, dar deci al omenirii, este confortul. Te distruge confortul. Știi ce înseamnă confortul? Confortabil ești atunci când, de exemplu, nu ești îndrăgostit. Oribil. Și e prost. Da. Confortabil ești atunci când nu mai ai absolut niciun fel de ambiție de a face ceva. Gândiți-vă la starea de confort în general. Nu e nimeni confortabil știind că mâine dimineață trebuie să se trezească la 7 și chiar dacă are un job extraordinar și trebuie acolo să se ducă, să se simtă împlinit după ziua respectivă, să vină acasă obosit, aia e o ei de la capăt, etc. Că de-aia fac aici o paranteză, că uite, mi-e vin foarte multe lucruri în cap și niciodată n-am timp să le spun. Eu am un public feminin foarte, foarte fidel și mare și... le spun tot timpul, le cert, amețitele mele, dar ele știu că e tot o glumă și, mă rog, este un fel de a face educație a sufletului prin umor. Și le spun mereu, bă, când ai ajuns acasă, bă, te rog eu mult, nu te schimba de haine. Nu spune alea comode. Că în secunda în care ți-ai pus hainele comode, casa devine, de fapt, un spital. Tu ai ajuns la spital, unde ai ajuns? De ce te dezbraci? Stai pe tocurile alea. Pune ouăle la fript acolo sau ce mănânci și cu asta, bă, nu te dezbraci, te dezbraci că te culci. Ideea, abia aștept să ajung acasă, să mă fac omul, să-mi pun pantalonii proști și cu tricol, adică în cine te transformi? Fac bolnav. Da, exact. Eram la un seminar în state, iartă-mă, la acum 10-15 ani de zile la Harvard și un tip a dat un exemplu incredibil, un tip foarte cunoscut, cred că știți ăsta, Tony Robbins. Mm-hmm. Și într-un care se numește Inner Circle. Și a dat un exemplu incredibil, tradus în română, nu prea face sens, dar o să încerc să te văd cât de bine spune, că lumea se uită după confort, caută confortul. Și ăla spune, păi și când faci dragoste, nu doar stai așa, e inconfortabil, trebuie să muncești atunci. Deci ca să simți ceva bine, trebuie să muncești. Deci în orice trebuie să muncești. Din ce mai mult, cu creșterea timpului, mai rău, din ce mai mult, dar bineînțeles cum. Deci aici a fost cineva care a spus ceva foarte frumos și a zis, vă mulțumesc pentru că vă stăduiți să salvați o lume pierdută. Încă pe cineva foarte frumos, o femeie ca tine ne trebuie în fruntea țării. Oh. Dana este viață, Dana te salvează. Nu vă trebuie în fruntea țării. Eu fac tot ce pot pentru ca voi să fiți în fruntea voastră. Fiecare. Trebuie să vă conduceți singuri. Uite ce zic ăștia, ce atent ascultă și formația. Le-am dat ceai de mușețel. Sunt anestezia de la început. Te rog frumos să servești. Nu avem sponsor, că nu suntem cu sponsori. Dar am luat prăjituri ca inspecție de la, de la Mara Murad, de la Daciana. Vin de la Domenii Bogdan, că e un vin foarte special. Fără sponsor am spus. Coca-Cola nu e sponsorul nostru, dar noi nu avem probleme să punem. N-avem. Așa. N-avem bani mulți. Da, exact. Mai este fie vorba între noi, câte perechi de Easy aveți? Mi-a pus cineva o întrebare. Nu sunt Easy. Dar se văd Adidas-i? Dar nu sunt Easy ăștia. Sunt totul în scump, dar nu sunt Easy. Da. Da. Deci totul e pe material. Exact. Există vreo șansă pentru această generație să se salveze? Adică, care dintre ele? Alfa sau... Nu, Alfa. Da? Aici o întrebare foarte importantă pe care ți-o spun. Jordan Peterson, într-un podcast la Joe Rogan, Jordan Peterson, care știu că-ți place ție, l-au întrebat ce părere aveți despre asta cu Alfa, generația Alfa, și Peterson a spus, nu pot să dau un răspuns, pentru că nu știu care vor fi repercusiunile
următorilor 20 de ani, încât ei, ok, nu vor mai ajunge dependenți de droguri, alcool sau alte lucruri, prin faptul că prin senzațiile astea care vor fi într-un lichid anume vor simți ce vor simți prin cele 6 simțuri în metavers, dar nu știi ce alte lucruri vor dezvolta alte probleme, pe care nu avem cum să le identificăm, adică aici depășește și pe Jung și pe Freud și orice fel de probleme psihologice, adică vor fi alte probleme emoționale sau psihologice de care nu știm. Da, cu cât ne îndepărtăm, cu cât ne îndepărtăm de la acest echilibru cu universul, că noi asta facem, asta s-a întâmplat cu internetul. Ne-am îndepărtat definitiv. De felul în care am venit pe acest pământ, noi am venit într-un echilibru perfect. Fiecare om se naște într-un echilibru perfect cu universul și fiecare om se naște infinit din punctul de vedere al posibilităților de a fi. Chiar dacă fiecare om are drumul lui, pe care, dintr-o greșeală enormă și îl întrerupe de mii de ori pentru a sta, a se uita sau a se lua după alții. Tot ceea ce a făcut internetul și tot ceea ce va face, mă rog, metaversul, va distruge pur și simplu omul. Pentru că pasul de la intrarea aceasta în metavers până la îmi pune un ochi cu care văd nu știu cum și nu știu ce device în ureche și în oriunde, este doar unul. Nu mai ești om. Firesc că nu putem controla. De ce? Pentru că ne îndepărtăm de tot ceea ce este divin, adică de perfect. Cu fiecare zi, cu fiecare nouă tehnologie. Vreau ca oamenii să știe că pe acest pământ majoritatea nu trăiesc așa. Și nu au ales asta. Majoritatea s-a salvat. Doar că noi nu știm nimic. Nici despre continentele acelea, despre lumile acelea, despre oamenii aceia. Pentru că nu ni se spune. Nouă ni se spune că toată lumea e așa. Nu o să mai ai, mă, ce să faci. Ce? O să fie tot un QR code, nu o să mai... Nu e adevărat. Da, în unele locuri. Nu este adevărat. Lumea se va împărți în două. Bravo. La cât de mult suntem, 1 miliard, n-ai cum să... Nu există asta. Da. Și discrepanțele care există... Nu există. Vă dau N exemple. Cum? Toți vor avea QR code peste tot pe globul unde zice, hai mă, ce Dumnezeu. Nu. Dar media va promova doar asta. Și oamenii atunci vor crede că nu mai există altă viață pe acest pământ. Și există. Și... le spun întotdeauna și pe aplicație, concentrați-vă și alegeți unde vreți să trăiți. Știți cum se află lucrul ăsta? Stați pur și simplu, relaxați. Nu, eu nu sunt cu meditație, n-am practicat niciodată și nu știu că n-am când să practic, sunt foarte prezentă, știi? Și conectată, n-am de ce. Deci, stai și puneți următoarea întrebare. Cum sunt eu cel mai fericit? Toți oamenii de pe pământ știu răspunsul. Toți. Toți. Aici, aici. Toți știu exact. Mamă, să fiu așa, 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 să fac altceva. Măi, toți știu. În secunda aia în care ți-ai dat seama, accepți că știi, dacă viața ta nu e aia, pleci pe loc. Nu există altă cale de salvare. Asta cu stai un pic, să mai treacă 2 ani, știi de ce? Pentru că vine mama Imiu și îmi spune nu știu ce și după aceea să mai fac eu asta și să termină creditul la mașină ca să... Nu există. Dar aici Damian este expert. Damian cred că a făcut ceea ce spun eu acum de câteva ori în viață, clar. De vreo 10 ori. Da. Deci Damian pur și simplu a stat și a zis păi nu, că eu sunt așa. Gata. Pe loc. Nu există. Și știi din ce contexte? Știu. Știu bine. Deci, pentru că nu se poate altfel. Chestia asta cu, bă, știi ce, mă? După ce o să câștig atâta și o să am asta și asta, eu o să fac schimbarea. Nu este adevărat. Schimbarea este acum, pe loc, în secunda asta. Nu există. E ca și cum ai spune... De 2 ore îmi vine să mă duc la WC-ul și o să mă duc peste 6 luni. Da. Nu, sau te duci, sau dacă nu, te pe aia pe tine. Da. Scuze-mi, trebuie frumos să servești o prăjitură. Se dorește servirea. Dacă vrei. Da. Ne cânt și nouă erdelezii.
De la Amol. Vă mulțumim frumos, băi. Și invit oamenii după ce, după asta, puteți deja să puneți întrebări. Aici pe YouTube, că o să răspundem. Bancinele, bagă forță! Mulțumim. Super. Forță, echipa! Băgați un pahar de vin ca să vă răcoriți. Ia să vedem. Sună bine rău. Incredibil, denunță perfectă, fără comentarii. Iubesc țiganii, am soț țigan și un copil cu el. Țiganii iubesc, și eu iubesc țiganii foarte mult. Am inclusiv o linie dedicată lor. Știu, da? De mulți ani. De mulți ani, de 8. Felicitări. Bună seara, o întrebare pentru Dana. Cum se recapătă puterea și încrederea în sine după multe palme luate în viață? De la cine ai luat palme? De la cine ai luat palme, Andreea Ștefan? Palmele sunt luate în viață, sunt cele pe care le acceptăm a le lua. Atâta timp cât noi acceptăm palme de la oricine, cumva alegem să trăim între palmele celorlalți. Cum se recapătă puterea? Uite, din momentul acesta nu mai accept nicio palmă de la nimeni.
și te alegi doar pe tine. Este foarte simplu. Cum să accepți o palmă de la cineva și după aceea o palmă de la altcineva? Aceste palme, bineînțeles, sunt la figurat. Sunt lucruri pe care le acceptăm, să le trăim și în care stăm, compromisurile pe care le acceptăm. Se va repeta filmul non-stop până non-stop. Când o să nu înveți există. Lecția. Nimeni nu se schimbă. Ba da, să știi că în cazul meu, imediat când spui ceva, imediat apare cineva care este nu, domnule, nu e adevărat. Nu, nu se schimbă nimeni. În cazul tău mai durează, nu al tău care a pus întrebarea, în cazul celor care intervin astfel, în legătură cu absolut orice afirmație, în cazul X sau Y, angoasa se prelungește mai mult sau mai puțin, dar nu există schimbare. Spune că e superbă. Și un om minunat, de la care au multe de învățat, vrea să te întrebe care ar fi cartea pe care ai recomandat-o oricui să o citească sau care e cartea ta preferată? Olă, dacă zic care e cartea mea preferată? Da. Citiți... eu sunt... Mă rog, eu am o slăbiciune fantastică față de Iliade. Și... Știu asta. Vi-l recomand, nu știu, de la 14, că nu este de citit sub. Și la 14 ani este greu de citit Eliade, dar după este ok. Vi-l recomand mereu. Nu cred că există ceva, nu cred că există vreo temă, nu cred că există vreun sentiment, nu cred că există vreo stare pe care... Eliade să nu o fi analizat-o pe înțelesul și trăirea oricui. Tot ceea ce el a scris, a scris din experiență. Este ceva foarte rar. Și și-a luat și-a la palme de la viață. Ăla și-a luat palme. Și-a scris în continuare. Exact. Pentru că și-a luat palme, nu? Eu cred că Eliade este unic și este atât de mic pentru că nu a fost suficient de tradus, lucru pe care l-a pățit și Eminescu. Da. De aceea, pentru că dacă citiți... Lucru pe care nu l-a pățit și Orange și Ionescu. Da, și dacă citiți, apropo, chiar acum, când am fost la Londra, era la Hatchard, era Cioran. Tradus, da. Dacă citiți Eminescu, mă rog, poeziile, să zicem că ați citit totuși câteva din ele, că au fost în programa școlară în care astăzi nu mai sunt, că nu mai sunt ok pentru metavers. Eminescu nu mai ok, n-are ce căuta acolo gen. Și dacă citiți publicistica lui Eminescu, n-ați mai avea nevoie să deschideți televizorul niciodată. Niciodată. Și vorbim despre o publicistică de la 1870, vă dați seama. Și citind-o așa, o să vă dați seama că nu trebuie să deschideți televizorul azi și că știți totul despre viață. Eu nu recomand cărți, că vreau să răspund punctual. Da, trebuie, da. Eu nu recomand cărți, n-am recomandat niciodată, foarte rar... mai fotografiez câte o carte și o împart, dar pe aplicație avem Brainy Books și este recomandată o carte în fiecare săptămână. Eu nu recomand cărți, de ce? Pentru că să știți că cititul este foarte personal și diferă foarte mult de la un om la altul. O carte nu înseamnă același lucru pentru toată lumea. Pe Eliade vi l-am recomandat, dar nu știu, am vorbit de fapt despre el pentru că îl consider suficient de complex din punctul de vedere al operei pentru a vă ajuta. Poate să-ți răspundă la multe întrebări dacă înțelegi subtilitatea. Și dacă îl citești în ordinea în care a publicat. Exact. Da? Adică maturitatea pe care s-a creat, da, și în el, în urma experiențelor. Cineva întreabă, stai o secundă că vin prea multe întrebări și nu fac față. La cât de viteză îmi vine așa de repede. Ce te motivează în viață, Dana Budeanu? De unde îți găsești motivația să faci tot ce faci online și de unde ai puterea asta? Ce fac online este... 5%. Da, nu este, asta nu este viața mea. N-are nicio legătură, de fapt, cu viața mea, ceea ce fac online. Dar mă motivează publicul, de fapt,
că pentru ei fac, dar singurul scop pe care l-am pentru public este ca toată lumea care mă urmărește să ajungă să nu mai simtă frică. Ăsta este singurul scop. Altul nu am. Felicitări, superb. Nu vreau să vă mai fie frică de nimic și de nimeni. Atât. Ăsta este singurul scop. Ne întreabă cineva, un chic file, așa fie. Damian, de ce sfat ți-ai dat ție, sau știu ție, Dana, de la 25 de ani, valabil și pentru Dana și pentru Damian? Deci un copil de 25 de ani ne întreabă? Da. Eu aveam și copii. La 25 de ani, nu eram copil. Nu mai eram copil. M-am maturizat așa, într-o secundă, când le-am văzut. Nu, am fost un copil bătrân tot timpul, dar mă rog. Ce sfat mi-aș da mie dacă aș avea 25 de ani? Da. Nu știu. Să vă alegeți pe voi mereu, nu știu. E foarte greu. Pare așa o propoziție foarte greu de acoperit când o spui. Dar este atât de ușor. Pentru că ca să reușești să te alegi pe tine de fiecare dată, trebuie pur și simplu să alegi numai adevărul. E nimic. Nu trebuie să faci absolut nimic. Nu trebuie să fii deștept, nu trebuie să fii frumos, nu trebuie să fii bogat, nu trebuie să fii mic. Acestea fiind niște atribute... Nu trăiești în compromis, de fapt. Nu trăiești în compromis și ești fericit non-stop. Ce poate să ți se întâmple dacă ești fericit non-stop? Nimic. Nu există forță mai mare ca adevărul. Nu există. Uite o altă întrebare. Bună seara, mulțumim pentru tot. Am o întrebare pentru doamna Pudeanu în legătură cu copilăria. Cum arată dragostea, cum arată dragostea adolescentă în ochii Danei Budeanu? Dragostea adolescentei? Da. În ce sens? Adică de când era adolescentă, da, adică cum arăta? Bă, na, este un caz foarte ciudat, dar nu arăta foarte frumos, participam activ, adică noi am trăit fantastic și perioada liceului și, adică nu știu, acum nu mai există lucrurile acestea, nu mai există nici copiii care merg de mână prin parc, nu mai există absolut nimic, copii, pentru mine sunt copii, na, că sunt la liceu. Ce făceam de la școală să merg prin parc? Dar nu există, nu mai există aceste lucruri, nu mai există, ei stau numai în telefon, cu telefonul blocat. Păi și oricum ei se dau unii la alții de la 11 ani, adică nu mai ai nevoie să mai ai aia care aveam noi de zărea rușine, să te dai sau... Mi-aș dori mult de tot, ca toți, această generație alfa, să se uite la seriale precum, sunt foarte vechi, nu mă interesează că vi se par demodate, că nu sunt, la tot ceea ce ne uitam și noi, și la liceenii, să se uite și la, ăla era unul, Beverly Hills, nu știu. Mă, viață de adolescenți, vedeți câte lucruri făceau ei, cum se bucurau, cum iubeau, cum se certau, cum erau, mă rog, erau intrigi, era viață reală, voi nu mai aveți. Pentru voi această viață este pe un cont de Instagram, este o demență. Nu știu de ce copiii nu fac următorul exercițiu, mai ales copiii de liceu. Mă, sunteți o gașcă, da? Toți au găști. Mă rog, cred că încă mai au după ăștia 2 ani, sper că nu s-au pierdut definitiv, că nu au mai fost la școală. Dar, uite mă, noi cât suntem noi în gașcă? 10. Gata, bă, 10. Mâine la 12, ne vedem la Xulescu în față, lăsăm toate telefoanele acasă și plecăm. Eu cred că prima zi o să vorbiți cu greu, dar a doua oară, a treia oară, a patra oară, o să începe să faceți niște lucruri. Tu să-ți nu mai telefonul în mână? Ei nici nu-și pot imagina. Adică, și ce facem? Păi și dacă mă sună, cine se sună? Păi noi nu ne suna nimeni. Tu crezi că noi eram copiii ploii? Nu ne căutau și pe noi părinții, nu știu, alții? Nu. Că eu și când le-am spus fetițelor mele, la o vârstă foarte fragedă, că nu știu dacă știți că acum copiii au telefoane de la 6 ani, nu știu, la 5 ani. Și le-am spus, trebuie telefon, ele nu au cerut, a fost o conjunctură, nu contează. Și am zis, păi, pentru ce trebuie, crezi, la vârsta asta? Silence. Mamă, oricine te sună vreodată în viața asta, deci aveau 6 ani, 7 ani, nu știu, dar 7 ani. Te sună la mama, nicio problemă, mama îți dă imediat răspuns, nu e nicio problemă. Au trecut 11 ani. N-a sunat nimeni. Da, nici nu o să sune. Cineva spune că a trăit 10 ani în New York, stat considerat liber, nu am văzut un om mai liber ca și Dana Budeanu. Ce frumos și fain. Dana este o super femeie care o ascult cu drag și de la care chiar am de învățat. Mulțumesc Dumnezeu că existi. Cineva mă întreabă ce părere ai despre ce se întâmplă în grădinițe.
Eu acum, mă rog, am copii mari, dar știu din relatări. Ce se întâmplă în școală, ce se întâmplă în grădiniță este o dramă națională, este o nenorocire. Ce să vă spun, e foarte greu, trebuie să-ți alegi și să știți că nu recomand neapărat grădinițele private, nu. Întotdeauna când alegi o grădiniță, vezi cât de bine te potrivești cu educatoarele, pentru că sunt grădinițe de stat excepționale, în care există educatoare și astăzi, care fac o treabă fantastică, care au ales copiii. Au ales, efectiv... Și din câte am înțeles, cele de la stat mai mult. Bineînțeles, cele de la stat. Cele de la stat se joacă, nu vin de acasă nici copiii încărcați cu o anumită atitudine. Este mult mai ok. Și cred că în momentul în care alegi grădinița, te duci un pic și stai și vezi dacă te potrivești ca vibrație în sine, ca atmosferă. Mă potrivesc cu educatori, pentru că tu dacă ajungi și te potrivești cu, până la urmă, cu cel pe mâna căruia lași copilul, nu? Stai liniștit acasă, copilul simte această liniște a ta, pentru că tu când vezi un copil care se vrește pe jos, că majoritatea se vrește, nu vreau că ia-mă înapoi, etc. Pentru că nu există acea chimie. Există foarte mulți copii care în momentul în care au ajuns la poarta grăniței, alergă instantaneu înăuntru. Da. Și atenție, este o educatoare la 20-30 de copii la grădinițele de stat. Nu este nicio problemă. Nu cred, eu nu sunt un om. Știu, aveți foarte mari probleme cu grădinițele pentru că vă buluciți toți, ori să mergeți foarte aproape de casă, ori să mergeți unde merge toată gașca cu copiii. Atunci creșteți copiii în gașcă și nu aveți de ce să vă plângeți. Luați-vă copilul, smulgeți-l de acolo, să meargă și el cu alți copii pe care îi cunoaște. La 3 ani? Păi la 3 ani și face prieteni noi și grădiniță. De mâine stau alți copii pe care îi cunoaște și cu asta basta. Și cel mai nu mai las să faci prieteni noi în continuu, să treci în diferite contexte. Gândiți-vă cum era înainte când mergeai 7 stații, 500 de stații, numai ca să ajungi la școala aia bună cu copilul. Da. Și mergeai pe scări, nu, iarna în tramvai și... Și făceai orice. O să faci o întâlnire live în Chișinău? Ești întrebat. Că ai fan acolo, se pare. Pe noi război? Nu. Glumesc. În Ucraina aș vrea, da. Perfect. Ei mă întrebă pentru că știu că va fi în mai aici, la București. Da. Încerc, da. Ce părere ai avea dacă fetițele tale ar iubi la vârsta asta? Ce părere să am? Una normală. Adică dacă nu vine pe trotinetă și alte aberații, da. Sunt niște reguli. Știi scena aia celebră din Bad Boys? Când vine ăla să ia pe fisa, știi? Și apar amândoi la ușă? Aia e scena, ca să se știe. Cine vine la ușă, sunt eu. Eu sunt amândoi ăia. Eu aici mă mut odată cu replica în cealaltă parte, non-stop. Da. Te iubește foarte mult. Adică e incredibil câte mesaje primești, super, super bune. N-ai primit nimic negativ, totul este pozitiv. Eu am o întrebare pentru tine. Cum se distrează Dana Budeanu? Continu. Eu continuu mă distrez. Cu dulciuri non-stop, știu asta și îți bagă nebunie. Da. Gândiți-vă că am călătorit acum până la Londra doar pentru dulciuri. Pentru că a deschis un patiser fenomenal, cel mai tare din lume, o cofetărie acolo și am călătorit doar pentru asta. Dar în general nu, mă distrez. Eu sunt un om care râde foarte, foarte mult. Mă bucură orice și cred că am mai spus asta. Mă bucură fiecare obiect care mă înconjoară, fiecare om. Iau totul foarte în ușor. Eu niciodată nu iau nimic în tragic. Nu înțeleg ce înseamnă asta. Aoleu! Niciodată, de când m-am născut, eu n-am spus, nu contează ce am aflat sau ce am auzit. Mamă, ce s-a întâmplat! Nu ești dramatică. Nu sunt în sens, adică nu există niciun lucru pe lumea asta. Să fie atât de dramatic. Adică să și să mă, adică să singură, să-l las, să mă coboare, să-mi afecteze energia. Aoleu, ce facem? Că uite, s-a stricat chiuveta. Iar s-a stricat. Gândește-te că oamenii de la asta da. O iau razna, doar de un, știi? Da. Adică e foarte ușor să nu mai luați absolut nimic în tragic. Pentru că
față de tot ceea ce ni se poate întâmpla nouă în fiecare zi, trebuie să vă gândiți așa. Există undeva pe lumea asta cineva care trăiește o viață de coșmar în fiecare secundă. De coșmar, despre care nu că habar n-aveți, nici nu vi-l puteți imagina. Și noi, ne plângem. Sănătoși, așa cum suntem, ne plângem din orice. Adică eu cred că, eu nu știu dacă e vorba de distracție, dar cred că iubesc foarte mult viața și sunt foarte recunoscătoare. Am două întrebări foarte importante pentru doi oameni care mi-au pus. Cineva care a spus că a crescut într-o familie de oameni foarte săraci, cu părinți care au luat decizii doar nepotrivite. Și doi, tatăl meu m-a abandonat la 6 ani, cel adoptiv a murit în fața mea și mama dânsei are 50 de ani și trage să moară de cancer. Dacă mai are rost să trăiască. Ea? Da. Păi de ce a supraviețuit? Înseamnă că este un om ales. Dacă a supraviețuit la tot ceea ce ne-a enumerat până acum. Are o misiune. Are o misiune și e un om foarte puternic. Da, și cu siguranță este un om ales. În loc să se gândească că este un om ales, își amintește extrem de clar doar aceste experiențe groaznice. Pentru că a uitat că, de fapt, ea și-a ales viața asta. Noi ne alegem, părinții, viața și tot. Și suntem aleși. Cu cât mai dificilă este viața. Și e foarte important să știm că noi nu suntem singuri în momentul în care cei din jurul nostru mor. Ei nu pleacă nicăieri. E foarte important să înțelegem asta. Ei sunt cu noi în fiecare secundă. De aceea, nu știu dacă știți, nu ne ducem pe niciun alt palier, de aceea există oameni care pot comunica cu oamenii care nu mai sunt. Câțiva, ăia cât sunt. Pentru că au cu cine. Nu este nimic, nici ocult, nici... Nimic greșit în asta. Nu există nimic greșit în asta. Ce hobby-uri are Dana Budeanu? Unul pe care încă nu l-am reactivat, să-i spun. Pictura. Pictezi? Nu mai pictez, de la 14 ani. Și nici în ziua de astăzi nu am reușit să pictez din nou. Cum am zis asta, am întrebat dacă pictezi. Că, așa cum ai tu mintea, sunt sigur că pictezi în mintea ta sau în capul tău. În capul meu, da. Tot timpul. Și visez întotdeauna care va fi primul tablou pe care îl voi picta când voi picta din nou. Cred că a fost foarte bruscă acea renunțare și cumva eu mi-am închis acest culoar, dar... Nu cred că l-ai închis. Am să spun eu ceva, am să-ți mărturisesc ce am mărturisit la nimeni și mi-a dat seama în ultimile zile. De la treaba cu tipa aia care ți-am povestit. Așa. M-am lăsat mai mulți ani de nai și băieții știu. Și după aia m-am întors și am început să cânt cu naiul, cu ei, fără să studiez, fără să fac niciodată nimic. Și nu că eu cântam mai bine. Mă exprimam mai bine și cântam la fel cum am cântat înainte să mă las cu 5 ani de zile înainte. Pentru că eu tot timpul ăla cântam. Doar că nu mai cântam la el. Adică și Hemingway când s-a lăsat, când nu scria, nu se mai că n-a mai scris. Și Miles Davis când s-a lăsat în trompetă. Da, nu. Adică e doar o problemă tehnică, dar creativitatea e aici. Nu, cred că fizic nu pictez. Da, adică fizic, adică degetele, dacă nu mai studiezi 2-3 ani, poate nu mai merge la viteza aia, dar tu tot cânti înăuntru tău. Pentru că tu vibrezi ca lucrul ăla. Cineva spune o întrebare, ce părere ai de folclorul românesc? L-ador. Și atunci o să-ți cânt ceva din folclorul românesc. Da. Hai, îndași-mi puțin reverb, te rog. 2-10-2. Stai să rezolve puțin cu microfonul. 2-10-2-10. 2-2-2. Ok. Dați-mi și mie un... Re major. Thank you.
Mulțumesc și vreau să cântăm lui Dana special ceva pentru inimă. Să rămână, mulțumesc. Și un pahar de vin. Superb. Sănătate. Să dăm puțin și la lăutar, nu? Andreea Iastica aici, doar băieți, ca să continuăm. Că foarte frumos, mulțumesc frumos. Că nici Brasca nu cântă pe Oscar Bărân. Are vorbiri la el. Bravo, Damian, bravo, Damian. Mulțumesc frumos. Ia auzi unul, Ștefan Covaci, hai cu Grenada. Asta e un om pozitiv. Avem război? Nu pot să răspund în acest registru. După muzica asta? Deci, nu, ce război, mă? Noi nu avem niciun război și nu are nimeni niciun război. Și toată lumea care s-a panicat cu războiul ăsta și de norocire, toată lumea s-a stricat la stomac. Păi, da. Păi nu știi ce se întâmplă cu războiul ăsta? Mă, dacă e și război și am început război. Păi, unde sunt trupele? Nu pleca? Că de două luni urlăm că mobilizarea, că am plecat. Păi hai, nu plecăm, că a început, nu? Nu plecăm noi, ăia, francezii, americanii, ăia care au venit, unde sunt? Au luat-o spre graniță, trupele care au venit să ne ajute? Au început drumul spre front? Hai mă, ce n-ai? Apoi cineva o întrebare, care este scăparea țării noastre, a națiunii noastre, cum putem să ne salvăm, ce putem să facem? Așa cum v-am spus la început, revoluția fiecăruia. Doar că nimeni nu o face, pentru că toată lumea se uită în dreapta și în stânga. Nici asta mă de la doi n-a făcut, nu fac nicio, păi cine știu eu să fac? Apoi cineva o întrebare, ce Dana Budeanu crede în Dumnezeu? Ok. Suntem toți dumnezeire și nu există nimic fără Dumnezeu. Nu există nimic fără Dumnezeu. Nu există nimic fără Dumnezeu. Și de fapt Dumnezeu, în traducere pură, este iubire. Iubirea și adevărul, da. Care adevărul este iubirea. Și care iubirea și adevărul este Dumnezeu. Este unul și același lucru. Ce părere ai despre aplicațiile de dating? Apoi cineva o întrebare. Cretinism pentru cretini. Gata, am răspuns. Nu există să intri pe aplicație de dating să te... Nu există, ești cretin. Punct. Am răspuns. Domnul Damian, respect și stimă. Dana, ești tot timpul în gură cu fătălăii. De ce? Păi sunt prea mulți de aia. Da?
Cum a trecut peste momentele grele din viața ei și de unde și-a luat energia și puterea să fie bine? Nu există niciun loc din care ție energia și puterea ca să fie bine. E în tine. Doar tu ești energie. Nu există. Bună, de unde am venit să iau niște energie. Nu există. E în tine. Totul e în tine. Ba nu, nu e. Nu te-ai uitat. Mai uită deodată. Nu există asta. Mai vrei ceva? Știi? Apă ceva? Vrei ceva? Nu. Am deodată. Întotdeauna și nu numai pentru momentele grele căutăm resurse și salvări în altă parte. Dar atenție! În primul rând, nimeni nu este obligat să ne salveze. Ca să ne înțelegem. Și nimic nu e din afară, totul nici e dinăuntru. Nici eu nu salvez pe nimeni. Nu. Tu te uiți sau nu la ceva ce ți se pare, nu știu, bun din ceea ce spun și faci o alegere. Tu. Nu vin eu și te iau. Bun, ai auzit ce am spus? Marș. Vino încoa. Nu. Tu ai ascultat, să spunem, ceva din ce eu ți-am spus și ai ales tu. Deci tu te-ai salvat singur. Da. Eu nu am venit și te-am luat de mână. Deci toate cărțile astea motivaționale și toate cartolă și puterea prezentului... Despre după asta aplicațiile de dating, cărțile de dezvoltare personală sunt cretinismul pe locul 2. Nu, dar despre asta vorbesc, despre faptul că totul te salvezi. Nu te salvezi nimeni din afară, adică puterea la tine. De-aia nici nu trebuie să le citești, înăuntru. Că nu spune nimic. Da, asta nu găsești din afară, după ce citiți 10 cărți de dezvoltare personală, ajungeți la concluzia că nu ne-a spus nimic. Toată puterea este înăuntru tău. Nu există în altă parte. Nu există. Nu există nimeni care salvează pe nimeni. Ești cea mai tare femeie de România, zice cineva. Gata? Da. Alea! Le cunoaște Dana, pe toate. Care sunt primele lucruri pe care le observ la un bărbat? Primele lucruri? Deci fără să vorbim. Da. Cum ar veni? Dacă e fătălău sau nu, pe loc. Instantaneu, după tot nu există. După cum stai, după... E un subiect, este paranteză dreapta acoladă, nebunești, nu există, nu. Tot trădează la un bărbat. De la poziția în care, de felul în care te uiți la una. Se vede instantaneu că ești milog, nu există. Tot se uită ca milogi. Se uită, știi, cumva... Nici o femeie nu vine spre un astfel de bărbat. Stați drepți. Dar totul, știi de ce? Pentru că ei cumva, din cauza mizeriei în care a ajuns societatea, acceptă să fie umiliți în bărbăția lor. Da, și atunci, știi, fac orice. Le mint pe alea, că au bani, că nu, numai prostii, ca să primească ceva ce gratis. Voi trebuie să vă gândiți când faceți astea, că oamenii pe la țară, în primul rând fac mult mai des decât o faceți voi, gen foarte des, față de voi foarte, infinit mai des, gratis. Numai când te gândești la asta și îți dai seama că ești de fapt în ce hal ai ajuns, nu? Că fac toate artificiile astea și astea îi transformă în niște măscărici. Care, da, după aceea, bineînțeles că sunt râsul tuturor femeilor. Logic. Dana crede în psychici? Ce să e? De ăștia care îți ghicesc, care îți spun, știu eu, psychic. Există foarte mulți oameni, nu foarte mulți, dar există mulți oameni care au această putere a premoniției, mă rog, și doar că trebuie să știți, nu știu dacă știți, că și atunci când voi apelați la serviciile unor astfel de oameni, voi le dictați ce să vă spună. Și dacă ăia mai sunt și deștepți sau așa să le ațin, cum sunt țigani, știu exact ce să spună. Știți când se spune că bă, atinge cărțile? Da. Când îți spune persoana să atingi cărțile și după aceea îți desface acele cărți și nu numai, de fapt este citirea energiei tale. Adică da. Mama Dumnezeu să iubite bunica mea. Nu mama tu mea, hotărăști. Știi că mama mea e cea care m-am cunoscut acum câțiva ani și astea, dar mama mea, bunica mea, dădea în cărți. Da? Și... Roman că avea ciolonia asta, adică o spun, eu de multe ori era un medel care venea de vreo 10 ani la ea, de când eram mic, și eu le știam deja și îi stricam clientela, că îi spuneam, tanti, nu mai veni, nu vezi că îți spune aceleași lucruri. Și aia, te omori, de ce? Nu vezi, o, că eu voiau carne, să vă prăjesc carne, să, din ce fac aici banii? Și cum venea una, sau era nouă, mă punea ce atinge cărțile, s-o uita la ea și într-o secundă, și mă uita la ea, dar cum poate mă să-i spune exact, adică prindea exact ce are ea nevoie. Vai, te simt, mamă.
tu ești îndrăgostită rău. Da, pentru că și lucrurile... A, da, dar nu, dar bărbatul meu. Și pe asta am vrut să spun și eu. Dar el o să lase pe aia. Lucrurile pe care ți le spune și în general sunt cumva, adică sunt lucruri cu, prin care cu toții trecem. Știi? Și cum tu în momentul respectiv îți faci asocieri. Exact, da, exact. Mă, uite exact, de unde știa. Știi? Și, da. Devine și devine și un exercițiu de asta foarte bun, care da. Imediat să prindea. Eu nu sunt, nu spun, nu sunt împotrivă sau, Doamne ferește, din potrivă și mi se pare chiar așa, o chestie relaxantă, așa, cumva, dacă o abordezi relaxat, dacă e razna pe câmpii, nu. Cineva întreabă dacă crezi în educație, se mai poate face pe bune. Dacă? Dacă crezi în educație. Cum să nu cred? Și eu cred în educație. Doar în asta cred. Da. Doar în asta cred. Cum spuneam, Mandela este cea mai puternic armă din lume. Dar educația este totul, cum? Cred că se referă și la faptul ăsta unde ai văzut că sunt oameni care termină liceu, termină o facultate, mai termină un masterat, încă un doctorat și încă o facultate și asta e doar un colecționar de diplome. Da, nu, aia nu este educație. Cred în educație în sine, cum să nu. E foarte importantă. Să știi că și felul de a mânca necesită educație. Totul necesită educație. Da, da. Mm-hmm. Cum reușești să te protejezi atât ea cât și fetițele tale de paparazzi? Ce? Care paparazzi? Nu există paparazzi, nu. Tu ce să mă urmărească pe mine paparazzi? De paparazzi? Cum reușești să mă... Dar eu în primul rând ies nicăieri, așa, nu sunt... Eu nu sunt foarte... Nu că nu sunt foarte... Paparazzi? Dar nu am niciodată paparazzi. Și nu ar vedea ce? Nu știu, nu m-am gândit la asta niciodată. Însă viața mea nu are loc foarte mult în țară. Viața mea socială. Ai o amintire frumoasă, cea mai frumoasă amintire a ta din facultate? Da, toată perioada, superb. Ah, cea mai frumoasă. N-a fost absolvirea. E ciudat asta cu cea mai frumoasă. Da, că sunt multe. Exact. N-a fost absolvirea pentru că atunci, mă rog, era toată lumea acolo. Era... Nu, da, am avut foarte multe. Uite, odată, eu am fost colegă cu cineva, mă rog, care astăzi este chiar în familia regală oficial și urmează să fie și regină, înțeleg, sper că nu. Și, mă rog... băiatul era din această familie și odată pe an ne lua pe toți, eram vreo 18, după aia am fost 20 ceva și ne ducea la un castel al familiei unde locuiau părinții lui departe de Londra, într-un castel la propriu, unde avea loc această cină fantastică și înainte de această cină toți stăteam cu personalul lor care, de fiecare dată când mergeam, ne făceau ca un fel de training. Inclusiv pentru masa care urmează să aibă loc și pentru regulile care se aplicau acolo și după aceea, pentru că am fost 3 ani la rând, ne învățau foarte, foarte multe secrete din felul în care se comportau membrii familiilor nobiliare din Anglia. A fost o experiență fantastică. Noi abia așteptam și al doilea an și al treilea an. El ne tot spune pe parcursul anului pentru că era ceva, dai seama, minunat, pur și simplu. Însă singurul lucru pe care atunci l-am observat și chiar culmea, că m-a întrebat asta chiar acum câteva zile, vorbeam cu cineva, singurul lucru pe care l-am observat a fost... legătura afectivă dintre părinții respectiv și copil. Asemenea nouă, el i se adresa tatălui său cu domnule. Lucru valabil și în perioada interbelică la noi. Da. Era o distanță. Și valabil și acum în alte părți, sir. Da, era o distanță. Da. Era o distanță. Bună manieră și respectul care... Da, era o distanță. Dar experiența fantastică. Dar toată perioada mea, aproape 6 ani, au fost minunați acolo. Care este locul preferat de vacanță pentru Dana Budeanu? Întrebare de la cineva.
Aoleu, pe locul 1, nu? America de Sud. America de Sud. Mm. Perfect. În ansamblul ei. Este foarte diferită de la o țară la alta. Acum am eu o întrebare pentru tine. Gata. Unde se vede Dana Budeanu peste 10 ani? Sau cum? Nu cred că voi mai locui în România. Ok. Adică nu cred, sunt sigură. Nu vreau să mai locuiesc aici. Cred că voi călători foarte mult. Cred că voi locui în sudul Franței și cumva voi face o navetă cât de curând între România, sudul Franței și Londra, pentru că mă voi muta cu siguranță odată cu fetițele mele la școală, că nu le lasă mami singur. Vine vreun de asta cu trotinetă, dai seama, trebuie să fiu acolo. Stați cu minți. Așa. Și cred că asta se va întâmpla peste zi. De fapt, nu cred, sunt sigură. Și nu văd, nu știu dacă o voi picta atunci, dar sper. Și mai am o întrebare care mi-a pus un om foarte tare. La un dat în state, acum vreo 10 ani de zile, eram într-un cerc de ăsta cu oameni foarte speciali din Silicon Valley și a venit un tip foarte cunoscut, un fel de guru, și ne-a făcut un fel de meditație care n-a durat mult, adică doar 10 secunde închizi ochii și ce îi spune? Încercați și voi toți. Da? A dat o singură respirație și ce îi spune cea de 80 de ani, Dana Budeanu de 80 de ani, Dana Budeanu de astăzi? Ce îi spune? Da, ce îi spune? Dacă închizi ochii și te gândești puțin la cea de 80 de ani, ce îi spune? Că sunt foarte, foarte mândră că nu a ales decât adevărul toată viața. Și sunt foarte mândră de ea. Că cea de 80 de ani știi că există deja în noi. Bineînțeles. Cea de 80 de ani este foarte mândră de mine. De mine de când sunt copil, pentru că de când îmi amintesc, am ales exclusiv adevărul din sufletul meu. Cum apreciezi sau cum îți dai seama că cineva e inteligent în opinia ta? Din ochi. Imediat. Imediat știu. Vrei să iau ochii la rând aici? Vrei? Da, hai bagă. Nu, toți sunt. Da, pot să fac clasamentul. Nu, îmi dau seama din ochi și... Nu, eu îmi dau seama de fiecare om, dar nu dezvoltăm acum. Doar îmi dau seama de... Hai zi pe românește, gata. Da, îmi dau seama de tot despre fiecare om, doar dintr-o privire. Așa e. Nu, știu, așa e. Știu exact. Da. Pentru că e ceva natural care simți. În primele... Adică eu pot scana pe absolut toată lumea... În primele două secunde, nici măcar două secunde. Așa da, e, nu am nevoie să vorbesc și nici... Știu ce spui exact. Dar nu este, adică oricine ar putea dacă ar avea deschiderea, da, dar... Da, să-ți ascult intuiția. Da. Să-ți asculți pictura din tine. Toate vorbele acestea... Ce am spus? Să-ți asculți pictura din tine. Pictura, da. cumva, cred că de fapt asta fac cu această pasiune pe care am avut-o de când mă știu. Cred că de fapt pictez oamenii și lumea din jurul meu în fiecare zi. Și după ce îi pictez, îi întorc la oglindă pe fiecare și îi rog să se privească și să vadă că de fapt sunt perfecți. Și cred că fac asta în fiecare zi cu foarte mulți oameni, și pe care îi cunosc și pe care nu-i cunosc, pentru că e foarte important să ai curajul să te vezi minunat. Eu nu cred că există cineva care nu este minunat din naștere, chiar nu cred.
am experimentat asta cu absolut toți oamenii cu care am intrat în contact. Eu nu am intrat cu niciun om în contact care după ce m-a cunoscut a rămas la fel. Chiar cu niciunul. Cred că poate am acest dar. Să îi pot picta în culorile în care ei nu se văd, dar sunt. Cu toții suntem cumva înconjurați de această culoare acceptată de societate, care este gri, care nu-ți dă voie să fii în niciun fel, n-ai voie să fii alb, nu ai voie să fii alb, n-ai voie să fii negru, n-ai voie să fii roz, n-ai voie să fii blă, n-ai voie să fii cum ești de fapt. Când de fapt ăsta e cel mai important lucru, să fii așa cum ești. Să fii așa cum ești și atât. Și nu trebuie să vorbim despre cum suntem. Și doar să fii mulțumit că existi. Dar astăzi cumva corect este să fim toți gri. Nu mai contează nimic decât să fim toți gri și să acceptăm faptul că toți suntem gri și nu este nimeni cel mai bun, suntem toți la fel, nu este adevărat. Trebuie să ne bucurăm că nu suntem la fel, trebuie să ne bucurăm că unii sunt campioni, alții nu sunt campioni, unii sunt cântăreți extraordinari, alții nu sunt și cu asta basta, unii sunt pictori celebri, alții nu sunt și nu înseamnă nimic asta. Visează Dana Budeanu, e visătoare? Dacă visez cu ochii deschiși? Da, dacă visez așa în general. Da, tot timpul. Visez și noaptea? Visez și noaptea și țin minte. Ai vise erotice? Mi-ai întrebat și data trecută. Nu, acum te-am întrebat dacă te masturbezi. A, da? Da, m-am gândit acum. A, da, n-am uitat. Vise erotice, stai un pic. Da. Trebuia să pun întrebare de asta. Da. Ai, nu? Da. Și eu sunt obsedat sexual. Da? Da, eu nu și eu sunt obsedat sexual, că eu nu sunt. A, tu nu? Nu, eu am doar visele erotice, nu sunt obsedat. Sunt cu minte, da. nu mai eram. Așa. Mor. Mă, bărbații, să mai faceți și puțin să mai râdem. Bă, știți cu ce e cu bărbații? Păi vreau să râdem, nu. Știți ce e cu bărbații? Bă, bărbații, tu vreau să ne observăm că n-au trecut? Da. Păi n-au trecut, măi, nu-mi amintesc nimic din trecut. Mă, dar mai zic, nu? Dar eu nu-mi amintesc pe partea aia, deci pur și simplu nu există. Nu-mi amintesc, n-am. Nu, ei n-au trecut. Bărbații se joacă foarte mult cu creierul, cu mintea. Dar când a venit la mine, nu. Nu-mi amintesc, nu există nimic. Am avut multe întrebări și în persoană, dar și pe e-mail și pe mesaje de la oameni. Când au văzut podcastul cu mine și cu tine, atunci imediat, în perioada imediat de după, și foarte mulți oameni mi-au spus că au văzut o altă Dană. Adică în comparație cu Dana pe care o știu ei. Agitată, agresivă, nervoasă, sau cum vor să spun cu cuvintele astea. Așa cum este societatea. Da. Eu nu știu că... Pe limba societății. Da, mie nu mi se pare cineva agresiv, că eu așa sunt toată ziua. Și atunci... Da, și la fel. Exact. Și... Sunt conștient de respectul pe care ți-l port, de prietenia noastră, și sunt conștient de respectul pe care mi-l porți mie și de felul în care ai venit, adică și cât de humble ai venit atunci și cum ca pentru un prieten. Dar mi-am dat seama de un lucru. De cele mai multe ori, și noi când dăm exemple, le dăm prin propria noastră experiență sau prin felul în care vedem noi lucrurile. Și pe mine, când mă vede cineva, spune: vai, te-ai schimbat, sau ce calm ești cu persoana asta, și după aceeași persoană, în aceeași zi, mă vede cu altcineva și mă vede nervos sau agresiv, este felul în care te comporți cu persoana aia pentru că ai vrea să scoți altceva de la ala și nu înțelege. Tu înțelegi ce v-a spus sau nu? Și cred că persoana pe care au văzut-o mulți, pe Dana, asta vreau să scot, să evidențiez, este un strigăt al ei și am să spun exact cum văd asta. Marin Preda are un exemplu, am un prieten foarte bun care știe despre asta, dacă o să uite la podcast o să ne aprecieze. Și vorbeam cu el de multe ori despre asta. Marin Preda are într-una dintre cărțile lui, a plecat cu taică-sul la oraș, dacă ți-mi minte, și da. Taică-sul era în căruță și noaptea mergea și la un moment dat l-a luat somn și calul mergea așa în față. Și el îi spune: băi, țărane, unde mergi? Și ăla, nu știa. Și cam asta e strigătul tău, adică pentru că el spunea, atât de prost era țăranul când nu știa unde merge. Lăsa așa tot în soarta vieții. Așa și tu, adică e strigătul la întâlnire unde vrei să... Băi, treziți-vă! Făceți ceva! Adică nu vă duceți așa, dar...
Ulea, fără da, pâine. Da, chiar acolo se duc. Exact. Și nu în a lor, aia e problema, se duc în altora. În altora, în fiecare zi, altora. E corect, adică metafora, cum am văzut-o eu? Da. Vreau să înțeleagă toată lumea și să aplice. Această diferență, eu știu că la majoritatea nu există, la marea majoritate nu există. Una este persoana pe care o vedeți online și în rarele ocazii, cum este și cea în care mă aflu eu, în afară de umorul ăsta pe care cumva îl scot la suprafață, viața mea nu are nicio legătură cu persoana pe care voi o vedeți online. N-ar avea cum. Adică eu înțeleg că, în general, nu știu, probabil viețile celor pe care îi urmăriți se confundă. Nu știu, cea virtuală. Personajul cu realitate. Da. La mine nu are nicio legătură. Ar fi cum? Adică n-aș putea să trăiesc, nu? Așa. Și ceea ce fac eu, repet, este o încercare de a, nu neapărat, da, poate și de a trezi, dar de a duce oamenii în starea fără de teamă. Asta vreau, atât. Pentru că din secunda aia voi nu realizați că aveți totul. Toată puterea, toată luciditatea. Când nu mai există teamă. Când nu mai ai teamă, ai toată forța universului să faci ce vrei tu. Nu te duci acolo. Vă ne-ați văzut copii, urmăriți, duceți-vă în parc. Uite, ca să învățați așa și vizual ce vă spun eu, mergeți în parc. De câte ori îi se repetă unui copil, nu mai pune mâna. Vrei să te arzi? O să te tai. Și copilul pune. Martin Seligman este unul dintre cei mai mari psihologi în state și a scris o carte cu mult timp în urmă și a făcut un studiu într-o casă normală în state. Da? Un copil fără, ca la noi, ia-ți morți cu tare, cu măta, cu nu știu ce, nu, într-o casă normală de oameni educați, fără bătăi, fără violență domestică, fără violență verbală, un copil aude până la vârsta de 18 ani 200.000 de ori cuvântul nu. Este un subiect foarte important. Dar imaginează-ți la noi. Vreau să vorbesc despre asta 30 de secunde. Te rog. Aceasta a fost o, nu știu cum să vă spun, ca un ordin pe care mi l-am dat când am născut. E foarte important ce spun acum și puteți să faceți asta chiar dacă deja copilul are, nu știu, 2 ani, 3 ani, nu contează. Copiii devin suma angoaselor părinților. Angoasele voastre sunt cele care încep cu nu. Pentru că acele sunt limitările voastre. Așa se manifestă angoasele adunate în voi. Prin aceste limite. Nu. Nu pune mâna. Nu face aia. Nu. Și a fost foarte greu, dar am reușit. De fiecare dată când voiam să le spun ceva, gen, nu știu, să nu pui mâna pe aragaz, na, că nu pui mâna pe aragaz, nu le spuneam așa. Le spuneam dacă. Dacă pui mâna acolo, cred că te arzi. Vrei să vezi? Copilul vezi că nu știe ce înseamnă te arzi. Îi arăți. Că îi arăți o fracțiune de secundă. Și-a luat mâna. El trebuie să știe. Tu când auzi și că de-aia v-am spus, duceți-vă în parc și uitați-vă la copii. Și o să vedeți că îi spune. Nu. Și îi spune de o să de ușă la face iar. Și după aia nu știi mai târziu în viață, iartă-mă. Da. Nu știi mai târziu în viață de ce vine vocea aia, cum se numește mai nou, în tot trendul ăsta, the inner critic, care vrei să faci, nu. Nu, și pe aia spui tu singur nu, pentru că ai uitat că altcineva ți-a spus nu. Da. N-am voie să fac asta. Nu pot să fac și asta, nu e voie să fac asta. Pe nu-l evoluează. Când ești mic, nu pune mâna că te arzi. Cu cât crești, nu-l este despre. Tu nu vezi că nimeni nu face ca tine. Tu nu vezi că ești cel mai nu știu cum din clasă, etc. Și devine Nu devine atât. Bravo. Tu devii un nu. Un nu pot. Credință limitativă. Nu poți, exact. Nu vreau. N-am voie, nu sunt nu bun. Pot. Deci, nu pot. Nu pot, punct. Nu pot nimic. Dacă oamenii... bine, acum când... și mai este o chestie...
sunt foarte, foarte mulți oameni care, cum ar veni, realizează ce vorbim noi acum. Să zicem că au crescut înconjurați, mă rog, de adulți și părinți care le-au spus nu, care ce traume. Și când ajung mari, zic, da, mă, dar eu am crescut nasol, mama, n-am avut părinți, mișto, n-am avut. Păi băi, asta, atenție, tu în secunda în care ai conștientizat toate astea, nu mai ai nicio scuză. Da. Atenție! Deci nu mi-explica mie că tu ai avut traume și etc. și etc. Nu! Deci în secunda în care ai realizat toate lucrurile astea, tu din secunda 2 nu mai ai nicio scuză. A, deci ok, deci știi că de asta. Ok, atunci ia-o pe drumul ăsta și fii perfect. Că poți. Pentru că ai conștientizat toate astea. Dar îți place să fii victimă. Și îți place să ai scuze. Oamenii sunt maestri în a-și găsi scuze. Despre orice. Cea mai mare putere a omului este de a se preface. Bravo. Punct. Cineva a zis ce-o face fericită pe Dana? Viața! Cineva a zis ce simpatic e Damian, explică totul din teorii citite. Păi dacă v-ați spune în viața mea, ați luat-o razna. Cum? Mai cineva, ce simpatic e Damian, explică totul din teorii citite. Uh-huh. Dacă v-ați spune din viața mea, ar lua o razna. Păi spune-ne din viața ta, să vedem acolo un razna. Nu, viața el, da. Să, da. Nu, dacă v-ar spune Damian mai... viața lui, da. S-ar închide la non-stop. Așa. Doamna Dana are personalitate Vezi? Multiplă. Vezi? Atenție, atenție, paranteză. Zi. Egoismul oamenilor care cred că existența lor e centrul universului. Nu. Universul este centrul existenței noastre. Întreg universul. Ok? Deci chestia asta, experiența lor. Nu, trezește de din ea, dă-ți două palme și dă-i drum. Cum arată o zi din viața lui Dana? A, e foarte plină. Foarte, foarte, foarte plină. Oh, începe de dimineață de vreme. Eu și în ziua de astăzi iau copii de la școală în fiecare zi. Dar nu-i duci? Și duc. La ce oră te trezești? 7. Cu alarmă? Și în ziua de astăzi. Nu, păi nu mai. Nu mai nevoie de alarmă? Nu mai nevoie singură. De alarmă și atunci te trezești și sâmbătă și duminica când zici, mă, și cât dormați? Pau. Și nu mai pot să. Nu, dar nu, eu nu sunt un om care doarme. Nici eu. La ce oră mănânci prima prăjitură? Dimineața, dar cea mai tare prăjitură, adică atunci să mănâncă prăjiturile astea cu țămâni, să nu mai ascultați sfaturi, nutriționist nu există, ca ai vers pe pereți, se mănâncă la 1 noapte. Atunci intră tortul ca lume. No. Mănânci ca fraierii. Dimineața, condiționat până în 12, când încep arderile, ai mă termină tortul bea, mai belea, mai și mai belea, e și după dragoste, după ce faci dragoste. Dulcele, păi îți cer organismul. Belea, ia-o-te vărul, e fericit. Bine, după îți vine și burger și de toate, îți vin toate porcăriile, normal. Asta mică nu știe că e de la evangheliști. Lubesc, zi. Nu e adevărat. Nu. Am scanat-o din primă. Așa. Am scanat. Adică e de bine. Când este bine să devii părinte? N-ai cum să cânți muzica asta dacă nu o trăiești. Când este bine să devii părinte? Păi am fost foarte, eu am devenit foarte, de foarte tânără. Când e bine să devii, depinde. Generația asta niciodată. Nu vă mai multiplicați. Dacă e să sărim o generație și vedem după aia, dacă se mai salvează cineva, să următoarea generație. Asta ne-a ajuns. Da, și atunci lumea trebuie să ieși în zona de confort. Da, adică, da, nu, nu. Ia uite-l pe ăla. Nu fac nimic. Normal, vezi cum arată. Nu fac nimic exagerat. Nu fac nimic exagerat. Am o tipă, o știe toată lumea, Luiza Bucur, pe care o cunosc de 20 și ceva de ani. Am face un program pe an. Ce faci cu ea? Vine ea sau singură faci? Nu, fac singură. Ea vine, mi-l arată și fac singură. Bine, la început am făcut cu ea ani de zile, normal. Pentru că nu voiam să fac nimic. Adică nu că nu voiam. Începeam, făceam și am... Și, mă rog, ea stătea lângă mine. Bine, nu, sunt și foarte apropiat de ea, nu știu, e mai mult o prietenie. Și făceam și după al treilea, al patrulea exercițiu și pentru ce să și începeam. Să-ți bază niște. Tot. Și după aceea am învățat foarte bine și acum fac singură, nu. Și fac când am timp, dar nu sar. Adică bravo, consecvențe foarte în ziua în care nu fac, înseamnă că s-a întâmplat ceva.
Adică n-am putut, sau, dar oricum, prefer atenție. Dimineața, nu să faci. Nu, nu, n-am oră. Dar atenție, nu este ok să faci în fiecare zi. E foarte important să ai pauză. E foarte important, adică și pentru musculatură și pentru întreg oramin. Nu e bine, e o prostie. Într-un final o să-ți cântăm ceva, o piesă foarte frumoasă. Dar vreau să te întreb, avem război sau nu? Iarăși. E a treia oară. Nu este niciun război, potoliți-vă cu aberațiile, da? Nu e treaba noastră ce fac unii până aici în bucătărie, până living. E ca și când Putin a ieșit în living la el și i-a luat la bătaie pe aia care e cam la masă. Și noi acum suntem implicați. Noi întotdeauna suntem implicați. Deci, petreceți, beți, mâncați, faceți ce-și trebuie, des, ignorați tot ce vedeți la televizor, închideți televizorul, stați pe filme, deschideți ușile la apartamente în bloc, dacă stați în bloc, deschideți ușile la apartamente, așa era pe vechi, nu ca acum, toți, nu uităm numai pe vizor, stai mă, deschide ușile da, la apartamente. Da, mai țin vedeam mai tanti de alea în capoduri. Da, și vă întâlniți-vă pe palier sau la unii acasă și faceți petrecere. Știi, în acești doi ani de mascarada asta care a fost, am zis odată într-un verdict, bă, și ce? Ia duceți-vă, bă, pe bloc și faceți petrecere, ia faceți, bă, la voi în bloc, închideți ușa de la bloc, cine să vină miliția în bloc, nu vă dăm drumul în bloc, ce se întâmplă. Și faceți petrecere. Știi câte filme am primit? Deci nu-ți imaginezi, de pe bloc, din bloc, de pe străzi. Am închis strada, doamna Dana, suntem în petrecere. Erau afară, petreceau în stradă, efectiv. Adică... Eu mai țin minte când am ieșit cu noi pe balcon și toată lumea. Deci, am să fac ceva înainte să cântăm. Andreea, tu ai microfonul, da? Vreau că sunt mai mult ca sigur că după aia, în bucătărie, când mergem să ne băgăm în prăjituri și în de-astea și o să fie aici, țipete și astea, fiecare o să-mi pună cât o întrebare și o să spună, eu aș fi întrebat-o nu știu ce. Și acum aveți rândul și voi. A, da. Ce cinci țigani mititei să pună întrebare cu o șase româncă. Mugurele bagă. Ce vrei să întrebă, Dana? Vreau să întreb ce face, dar arată așa bine. Ce fac? Iubesc. În fiecare zi, de dimineață până seara, trebuie să iubiți tot. Nu numai oameni. Tot. Viața în sine. Obiectele. Am văzut și când pui o salată, când vorbești de ea, da. Sau când pui ceva de mâncare. Sau asta. Iubesc tot. Eu despre asta pot să vorbesc o oră. O oră. Lasă acolo că mănânc după aia. Despre felia asta. Ok. Pancerele bagă. Nu faceți decât ce iubiți. Atât. Eu cred că a avut destule întrebări. Eu vreau să-i spun că soția mea este un fan rate al Danei și mi-a spus să-i spun treaba asta. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Ce ascult. Felicit pentru... Ce băiat și ascultător. Și eu sunt fana tuturor fanilor mei. O felicit pentru gândirea care are, că mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc mult. Emile. Răspunsurile e extraordinare. Mulțumesc. Mersi. Aș vrea să întreb Dana părerea ei despre bărbați în general. În general e nenorocire. În afară de fătălăi. Bă, fiți atenți. Idei... În afară de fătălăi. În afară de fătălăi? Da. În ce? Despre ce? Exact. Că răspund. Haideți să vă spun ceva. Bărbații din orchestră de aici, vă spun direct, atenție, nu sunt fătălăi, nu că sunt aici. Păi n-am nicio problemă. Mulțumim. Nu sunt fătălăi. Îmi dau seama direct, nu contează cum îmi dau seama. Eu îmi dau seama. De ce nu sunt? Pentru că de mici, nu contează ce părinți au avut, este irelevant, bărbații într-adevăr se pot educa pe stradă. Bărbații da, femeile nu. Femeile nu. De suficient de mici au avut contact frecvent cu lume. Și atunci s-au modelat. Dar cum s-au modelat? Că de ce devii bărbat? Tu devii bărbat după ce supraviețuiești în foarte multe situații de viață. Așa devii bărbat. Bărbat nu devii că te crezi și te măta cu bunica ta la pension și te îmbracă și te învață să după stai la masă. După ce te bagi în tot felul de la haturi și reușești să ieși de la... Femeia nu. Dar bărbatul doar așa se educă. Ei au avut șansa să călătorească foarte mult, să intre în contact cu foarte mulți oameni. Și să cântăm de la 12-13 ani în cârciumă, exact. Să vezi lucruri în cârciumă, să vezi nenorociri, bătăi, scuipați, oameni, săbii. Tot. Experiența asta nu ți-o poate lua nimeni. Dar nici nu ți-o poate da. Nici o educație, nici o școală, nimic. Sunt foarte mulți care răspund așa într-un fel superior că iau școala vieții. Vreau să anunț toți mafioții ăștia care răspund că au școala vieții, că școala vieții nu înseamnă că tu te-ai bătut de două, trei ori în fața blocului sau că ai furat în Italia și nu știu ce ai mai făcut în Spania. Astea sunt niște aberații, alea nu școala vieții. Nu. Școala vieții înseamnă ca de suficient de mic, deci de atunci de când
Începe să se miște ce trebuie să se miște la fiecare acolo unde are. Dacă are. Dacă are. Legătura dintre fizic și psihic se formează în permanență, cum să spun, pereche. Atenție! Nu există să funcționezi fizic fără psihic. De-aia bărbații trebuie formați și aici, și aici, și acolo. Nu există altfel. Și am vorbit data trecută că toată lumea crede că știe să facă sau că face. Vă spun eu, fac 0,02x%, nu știu câți, foarte puțin. De ce? Pentru că nu au strada, nu au experiența, nu au, nu că n-au pus mâna, că nu e aici vorba de număr, sau, nu au devenit bărbați. Au fost proclamați la 18 ani. Gata, bă, tu ești de sex masculin, asta e, trebuie să te numești bărbat acum. Și atât. Fără niciun fel de experiență, da, înțelegi? Dacă o ai, nu înseamnă că ești bărbat. Normal, cine... Nu știu, vreau să mai dezvolt. Dezvolți mai departe, că îți vine să vomiți. Îmi vine să de iau când... Trei ori. Nu, că... Mihai, bagă întrebare. Mă rog. Nu e rușine. Că am auzit tot. Tot? Ce m-a interesat. Biții, bagă. Ce l-a interesat. Păi, s-a cam vorbit tot. Dar o întrebare. Sorry. Da. V-a plăcut vinul? Da. L-am gustat puțin, dar mi-a plăcut. Eu sunt vin alb fan. Nu e nicio problemă, nu trebuie să-ți pară rău pe nimic, dar este bun. Dacă, da, ne-a plăcut. De ce? E preferatul tău? O să fie. Hai, băieți, băgăm ceva, băgăm un șarlemagne pentru ea? Ce vei, șarlemagne? Mama mea e florireasă, ce vei? Ce-ți place mai mult? Sau șarlemagne, sau mama mea e florireasă, sau Ileana, ce vrei? Nu, Ileana, stai. Bine, șarlemagne. Ce vrei, șarlemagne. Hai cu șarlemagne. Trupa de Amen & Brothers și mulțumim mult, Dane Budeanu, să rămână. Te iubesc și Domnul Ajută să rămână. Vă mulțumim și vouă tuturor. Seară faină vă dorim. Noapte bună și pace. Pace. Că este. Da. Mulțumim mult.